Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit! Ea trebuia să zică! Dar de ce? Noi facem așa prin trebuia semne, să da? Zici la... Hai! Nu, la... Ce? Ce la? Cum, băi, da, tu ai uitat? Ce să uit? Ziua noastră a fost sâmbătă! Nu cred așa ceva! A fost ziua voastră! Vai, ce da, ziua noastră, îți mulțumim mult! La mulți ani! Mulțumim, da. Anisa! Ben și Iosif! Vreau să-ți mărturisesc ceva înainte. A fost primul mesaj pe care l-am primit de la mulți ani, chiar și înaintea familiei noastre, de la tine. La ora 12 și ceva noaptea. Și eu fac parte din familia voastră. Absolut, nu? Absolut. Da. Dar apreciem mult. Asta e pentru voi. O să deschideți imediat. Dar aș vrea să vă spun câteva cuvinte pe care... Stați un pic ca să vă văd pe amândoi. Așa este bine, Iosif. O să fac altceva. O să-mi iau un scaun, stați puțin. Și o să stau așa. Unde? Ca să vă privesc pe amândoi. Unde? Anisa, vrei să stai în fața noastră ca la școală? Păi da, dar puteam să stau pe... Stau bine așa, să-mi spună colegii, da? Hai să vedem, Iosif. Bun. Ține-te bine. Vreau să spun așa, nici nu contează cadrul cu mine. Vreau să vă spun că atunci când m-am gândit la voi, de ziua voastră, m-am gândit doar să fiți sănătoși. Pentru că în rest, Dumnezeu a pus foarte multe daruri în voi și foarte multe frumusețe. Și voi, uitați-vă la mine ce vă spun, că voi doi o să schimbați lumea. Cum? Pentru că lumea se schimbă cu iubire și bunătate. Și voi aveți, fără măsură, un singur lucru vă doresc. Niciodată să nu simțiți autosuficiența și superioritatea și aroganța. Pentru că frumusețea pe care Dumnezeu a pus-o în voi și darurile pe care le-a pus... Nu le-a pus ca să fiți lăudați, ci ca să îi bucurați pe cei din jur. Deci voi doi o să schimbați lumea, sănătoși să fiți, pentru că în rest le aveți pe toate. Mulțumim mult, la mulți ani, Anisa. Cu sănătate și bucurii ne faci pentru Ben și mulțumim Iosif. Mult. Da, după cum vezi, noi suntem două persoane foarte sensibile, cel puțin eu încercam să nu mă uit în ochii tăi pentru că îmi vine să plâng, chiar dacă sunt băiat totuși, dar sunt o persoană destul de sensibilă atunci când aud astfel de cuvinte frumoase de la tine și într-adevăr, poate o să schimbăm lumea dar și tu vei schimba lumea. Și îmi doresc să aveți în jurul vostru oameni care să recunoască, să aprecieze că îi puteți schimba în bine. Pe mine m-ați schimbat, adică ați scos din mine lucruri foarte frumoase și cu siguranță sunt un om mai bun de când sunt aici. Da, ne bucurăm. Și se întâmplă să cunoști oameni cu sufletul curat și puri și în timp să se schimbe, să spună m-a schimbat viața, m-a schimbat lumea, rea și așa. Nu, voi să schimbați lumea, nu lumea pe voi. Îmi promiteți asta? Promitem. Da? Da. La mulți ani! Mulțumim! Mulțumim, hai să vedem ce avem și astăzi. Eu am vorbit destul, hai să vedem. Hai să vedem ce avem astăzi. Ea zice hai să vedem și tu zici hai să vedem. Da, se anunță o ediție foarte frumoasă. Ideea astăzi e că se apropie sărbătorile, cum îmi place mie să când sărbătorile vin, sărbătorile vin și fără o ședință foto de sărbători nu se poate. Așa este. Pentru că viața perfectă nu există, dar poate exista momentul perfect pe care trebuie să-l cuprindem într-o fotografie pe care o să o păstrăm pentru totdeauna. Și cine ne fotografiază? Ștefan Ovidiu și Iulia Manda. Ce drăguț! Cei mai îndrăgiți fotografi din România. Dar ca să ajungem la o ședință foto, poate trebuie să conducem despre asta, cu despre codul rutier. Cu siguranță, mai ales că ea undeva în Greaca. Exact. Trebuie să știm regulile, nu? Da. O să vorbim despre asta astăzi. Cu siguranță, Beni, o să sară în ajutorul nostru. Pentru că știți cum e? Nu poți să cunoști toate modificările care au loc în codul rutier. Exact. Eu cred că aici tu le cunoști? Eu cred că aici nu le cunosc pe toate. Și atunci le stabilim astăzi, da? Exact. Care e legislația, ce nu trebuie să faci și dacă greșim, ce pățim, ce Eu pățim. Cred că aici în București poți să știi toate regulile, nu știu, tot am impresia că e ca într-o junglă, unul să-ți iasă în față, altul să te claxoneze. Dar într-adevăr important e să cunoaștem regulile, să le respectăm, pentru că dacă nu, vom fi taxați, așa că astăzi vom afla. Bine că nu e ca în Cairo, știți cum e acolo? Nu. Nu există reguli de circulație, se claxonează într-una și la mică înțelegere. Da. Trebuie sincer să mergi în Cairo ca să apreciezi traficul din București. Exact. Da. Și
încă o surpriză. Ionică Herlea, da, e luni, știu, dar Ionică Herlea este în redacție, așa că noi l-am rugat să vină și astăzi la Fresh Access să vorbim despre armonia în relații. Bineînțeles. Și între voi trebuie să existe o armonie foarte puternică. Sunteți diferiți, diferențele trebuie să se exprime, exact, dar trebuie să conviețuiască frumos. Vorbim și cu Narcisa Ispas, bineînțeles, care ne învață să fim părinți buni. Ce mult contează. Sau noi părinți în devenire. Dar, da, mai avem ceva? Da, echipa Fresh s-a întâlnit cu maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică și avem parte de exclusivități. Mamă, ce tare! Astăzi exclusivități la Fresh Access. Astăzi va fi și gelul de la Clip, gelul mai George singurul. Care s-a plimbat, a fost prin Paris, exact, pe la Disneyland. Da, și el ne-a sunat de ziua noastră, chiar a scris și un articol despre noi, apreciem. Mulțumim asta. Lui Gelu. Serios? Da. Păi și n-ați luat Click-ul? N-ați luat toate ziarele Click care există? O să ne aducă Gelu, da. Ne le aduce. Le citim în direct. Bun, și rămâneți alături de noi, pentru că după promo mai avem o surpriză. Bun. Anisa, trebuie să deschidem? Păi dacă vreți, eu... Să deschideți mai bine! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Așa e, să ne dea. Zile senine și fericire. Babilă. La mulți ani să trăiți. Ce drăguț din partea ta, Ami. Ce drăguț, ce ani faci torturi. M-am apucat de torturi, ce știți voi? Eu nu știam că tu faci tort la fel cum am făcut și cadou unei invitate de-a noastră. Păi iar mâncăm tort din ala, credeam că ne aduci tu altceva. Dar nu, e diferit, e tiramisu. E diferit? Da, da, da. Și chiar e făcut de noi. Da, mulțumim. Da, nu e cumpărat, e făcut. Apreciem. Și ca să fie momentul de plin, știți că la nuntă trebuie să tăiați tortul. Ah, da, ok, ok, da. Hai. Anisa, tu nu ești cu ei, cu ei. Păi lasă, e ziua lor. Hai, și ziua ta. Hai noi păi doi. Să-i ajut. Să-i ajut? Bine, gata. Te las pe tine, știi că tu ești în bucătărie specialistul. Da, stați puțin, dacă... cu ce tăiem, cu ce-l mâncăm? Imediat am și cu ce să-l mâncăm. A, la asta nu te-ai gândit. Nu, îl tăiem doar. Îl tăiem, trebuie. A, iei înapoi și ne aduci câte o farfurie. Eu eram pregătit să deschid cadoul tău, Anisa. Și eu vreau să știu ce e cadoul. Vreau să mulțumim tuturor colegilor care ne-au transmis cuvinte frumoase. Și bineînțeles, au contribuit cu fel și fel de cadouri. Vă mulțumim. Vă rog, colegii, să scrieți acolo jos la mulți ani Ben și Iosif, așa, perfect. Și telespectatorii. Ia uite, Ben, aici nu pot să asta, cred. Cutia asta s-o desfac. Ben, de când am așteptat 1.000.000 de euro din partea Anise. Ia, Beni. Știi că aici deschizând tot mai mult. Așa. Ăla nu e așa cub, important. Ăsta e important. Ăștia sunteți voi. Și, și care e unul, care e altul, Anisa? Odată tu ești ăsta negru, odată e el, Ben, ăsta. Faceți păi cu tu, schimb, pare că m-am bronzat prea mult. Simbolizează faptul că voi trebuie să fiți toată viața uniți și nici nu aveți idee ce binecuvântați sunteți, că vă aveți unul pe celălalt. Sunteți la fel, dar diferiți, foarte diferiți și trebuie să trăiți... în armonie, da? Mulțumim, de plină. Mulțumim, Anisa. Așa să fiți toată viața, să nu uitați niciodată, să nu lăsați diferențele dintre voi să afecteze frăția. Mulțumim, da? Mult. Văd că am primit și o lumânare, să știi că de o mult... O aprindem acum. Da, de mult așteptam o lumânare, stau în baie, în cadă mereu și zic, bă, nu am și o lumânare. Și este masculină, are miros... miroase și identifică ingredientele și aromele. Miroase, ia zi. Ce are? Și bărbații pot face baie cu lumânări. Ce are? Da, ce are? Vreau și eu să... Miroase a vanilie. Trebuie să o miroase, sunt pasionată de ele. A vanilie, nu? Poate că plec din platou repede. Mulțumim mult pentru tot ce ați făcut, pentru tot ce... De fiecare dată să vă uitați la acest obiect care simbolizează frăția dintre voi și să nu vă culcați niciodată separați, exact ca într-o relație dintre...
un bărbat și o femeie. Dar serios, ce drăguț voi... și ce profund ai fost, pentru că nu m-am gândit la... Am căutat mult ceva simbolic și am găsit-o și m-am bucurat foarte mult și am zis că e pentru voi. Da, mulțumim mult, Anisa. Am primit foarte multe mesaje din partea tuturor prietenilor, tuturor urmăritorilor noștri și apreciem că v-ați luat timp să ne scrieți. Recunosc că nu am avut timp să răspund fiecărui în parte. Mulțumesc, mulțumesc, dar am spus în finalul mesaj, mulțumesc tuturor. Și Beni a primit și eu. Și Beni, ce am mai făcut de ziua noastră? Întreabă-ne, Anisa, Axim, vrem să fim întrebați. Ce am făcut de ziua noastră? Păi, dar știu ce am făcut de ziua voastră. Ce am făcut? Ce ați făcut? Păi aici că știi. Păi am eu fost... știu, dar nu v-am întrebat, dar spuneți pentru cei de acasă. Am fost până la Cluj și de înapoi. La Cluj la Sibiu, de la Sibiu la Brașov, toate astea. Ați fost pe la părinți? Da, da, în drumul am pe la mama, am avut nevoie de sărutul mamei. Normal, o iubim atât de mult și am vrut să-i mulțumim pentru ce a făcut pentru noi. Am fost în 3 orașe în 3 zile, nu? Da. Cluj, Sibiu, Brașov, am plecat vineri, ne-am întors duminică, mama... Și unde vedem amintirile? O grămadă. Pe Instagram. În sufletul lor. Și în sufletul lor. Pe Instagram și am pus chiar și pe grupul Fresh. Ești atât de emoționantă astăzi, încât cred că o să plângem toți până la finalul emisiunii. Abi, am pus și pe pagina noastră. Ar trebui să începeți, pentru că emisiunea e scurtă. Da, vă aduc șervețele mai târziu, că cine știe ce mai urmează după tort. Păi trebuia să ne aduci oricum că mâncăm tort și o să ne murdărim. Putem vorbi mult de ziua noastră, dar o să treacă emisiunea și trebuie să ținem și emisiunea. Cât ați împlinit voi? 24 de ani? 24. Suntem încă tine. Și oficial am rămas mai mică din platou. Puțin, cum ai că sunteți încă tine? Stai, am uitat să zic, suntem încă copilași. Băi, și când mă gândesc că acum două zile aveam 23 de ani, trec ani cum trec zile. Dar trece emisiunea. Dacă tot ești așa supărat. Hai să-ți facă să chem încă am 23. Da. Încă am 23 de ani. Trece emisiunea dacă nu mergem să înceapă revista presei. Să înceapă revista presei, da? Haide. Pe mine mă lăsați aici. Exact. Iar Abi, eu te mă duc și îți mulțumim pentru surpriză. Vin mai târziu cu farfurile sau cum facem? Ai grijă cu cuțitul ăla că... Stați așa, gata. Sunt bine. Ești foarte așa. Bine, nu se întâmplă nimic cu cuțitul. Da? Ne vedem mai târziu după ce mi-a ceți informațiile și vă aduc ceva farfuriile și mâncăm ceva. Și papa bun. Uite, da, fie nu ce bine iuse. Da. Doar eu l-am făcut normal, că știu cum. Da, hai să dragilor, succes. Hai să începem revista presei. Dragilor, cât timp am călătorit, ne-am distrat, să zic așa, în ghilimele, pe weekend. S-au întâmplat fel și fel de evenimente fel în lume, Beni, nu? Fel de evenimente, într-adevăr. Iată că mergem tocmai în China, unde, din păcate, anunțăm o veste tristă. O jucătoare de tenis a fost dată dispărută și nu este orice jucătoare de tenis. Iată că jucătoarea de tenis Shuai Peng, fostă numărul 1 mondial la proba de dublu și una dintre cele mai mari vedete din lumea sportului din China, pare să fi dispărut la o săptămână după ce a dezvăluit că ar fi fost violată de fostul vicepremier chinez Zhang Gaoli, în vârstă de 75 de ani. Într-adevăr, această veste a șocat lumea tenisului, lumea sportului și mondial. Politică. Cine se aștepta? Eu pe Shuai Peng am urmărit-o chiar și anul trecut jucând. Este o jucătoare formidabilă, lovește cu ambele mâini și reverul și forehand-ul. Da, întrebarea este o jucătoare foarte talentată și iată că nu, e de negăsit. Păi asta zic, dată dispărută. Nu ni se specifică a plecat ea sau efectiv a fost răpită, dată dispărută? Ea a făcut o postare, a postat în mediul online această acuzație și această mărturisire că a fost, s-a întâmplat un caz trist și nu vreau să mai repet după 30 exact ce de minute. S-a întâmplat. Da, după 30 de minute a fost ștearsă postarea. Deși aproape 20 de milioane de oameni au accesat imediat postarea, a fost foarte căutată această veste și după aceea a dispărut. Efectiv nimeni nu știe nimic de ea. Din câte am înțeles de la șeful WTA, WTA este organizația feminină de tenis, el a spus că ar fi undeva în Beijing, dar momentan nu a luat nimeni legătura cu ea. În fine, o să urmărim evenimentele. Ceea ce este trist și vestea principală este că iată ce se întâmplă într-o țară precum China, care efectiv nu respectă niciun drept de exprimare și mai ales că, uite, această jucătoare și-a exprimat acest necaz în spațiu public și uite-te ce a pățit, e dată dispărută, e de negăsit. Cine știe ce interes era. Asta demonstrează că încă există comunism în China și asta este. Da.
Hai să mergem, Beni, și mai departe și să revenim la noi în țară, unde transportul public din București de azi, unde, Beni? Este și pe Google Maps. Și pe Google Maps, primarul capitalei Nicușor Dan anunță că transportul public din București este oficial de duminică și pe hărțile Google, unde într-o primă fază a afișat planificarea curselor, urmărind ca ulterior să poată fi urmărită în timp real funcționarea mijloacelor de transport. Deci de azi, Beni, și pe Google Maps. Da, așa este, o să putem să urmărim exact când ajunge cursa respectivă, fie că este autobuz, fie că este metrou, o să putem să urmărim exact, că știi că mai sunt întârzieri sau așa, oricum. Este o veste bună, adică este un update foarte bun la, pentru locuitorii din București. Bine, acum ce se întâmplă când întârzie microbuzul sau cine va întârzia? Mă gândesc, va arăta acolo întârziere? Arată, da, ți-am zis, interesant. Poți să urmărești pe Google Maps exact când ajunge autobuzul, microbuzul, metroul, exact în stația în care tu aștepți. Hai să vedem Anisa, o veste... Uite, Anisa e cu zâmbet pe buze. Da, Anisa, care circul cu metrou, Anisa? N-am mai circulat. Când cu ai circulat ultima din... dată? În anul întâi de facultate, dar stați un pic, există o explicație, nu o să vă spun acum. Însă, țin minte că atunci când am ajuns în București în anul întâi, din provincie, și m-am urcat în metrou, anunțau, urmează stația nu știu care, cu peronul pe partea dreaptă. Și eu mă gândeam, care o fi partea dreaptă? Tot eu, că mi-era jenă să întreb, am făcut asociere și mi-am dat seama că de fapt e în direcția mersului și așa. Dar ca să înțelegeți ce simte un om când vine din provincie, un tânăr pierdut în București, nu știu cum ați fost voi, dar eu când am ajuns în București nu știam, dacă intram într-un magazin nu știam din ce parte am venit, din stânga sau din dreapta. Dar iată că m-am făcut mare. Nu e singura. Anisa, stai liniștită, da, nu e singura. Și noi pățim de fiecare dată când eu merg, având în vedere că nu s-o obișnui cu Bucureștiu. Mai întrem câte un om, domnule, în care direcție este destinația respectivă? Da, hai să mergem mai departe pentru că ne grăbim puțin, Iosif, trebuie să terminăm și revista asta a presei. Iată o veste bună, un gel injectat în organism ar putea vindeca paralizia șoarecii cu paralizie membrelor. Simplu. Da. Ai mâncat prea mult torș. Da, șoarecii cu paralizia membrelor s-au vindecat în cadrul unui studiu după administrarea unei singure injecții în doar 4 săptămâni. Șoarecii care au primit tratamentul și-au recăpătat capacitatea de a merge aproape la fel de bine ca înainte de rănire. Oamenii de știință americani vor să obțină cât mai repede aprobarea pentru a încerca acum gelul și pe oameni. Asta ar fi o veste extraordinară, mai ales că sunt foarte mulți care paralizează în urma accidentelor, au probleme cu coloana, deci asta ar fi chiar o veste fabuloasă, îți dai seama să se poate vindeca paralizia cu un singur gel. Dar oricum, o să urmărim mai departe ce se va întâmpla și dacă se va întâmpla asta și la oameni, ar fi extraordinar. Da, ar fi minunat, Beni, nu doar șoareci să-și revină din paralizie, ci și oamenii, dar... Prea tu, că nu mai pot. Mi-a venit să dușesc. Da. Hai, ți-ai revenit? Ai, ți-am dat ție să preiei tu mai departe. Era o strategie. Da, păi, ce mă? Adică tu nu vrei să vorbești pe Madalina Ghene, adică te-ai prea emoționat. Te las pe tine pentru că îmi place ultima pentru știre atât de mult. Pentru că Iosif are iubită, probabil. S-a, da, exact, nu vrea să o facă geloasă pe iubita lui, s-a prea emoționat. Nu mai interpretați, oameni buni. Haideți. Măi, Madalina Ghene. Da, suntem noi aici ca să interpretăm. Îmi strici și urmăritoarele. Hai să vedem ce se întâmplă cu Madalina Ghenea, care a avut o apariție spectaculoasă. Madalina Ghenea. Am înțeles, Ghenea. Nu, Ghenea. Ghenea. Iată, ea a avut o apariție spectaculoasă la Milano. Aseară a avut loc la Milano premiera mult așteptatului film al lui Ridley Scott, House of Gucci, iar aparițiile de pe covorul roșu au fost pe măsură. Lady Gaga a atras atenția printr-o rochie roșie extrem de senzuală, în timp ce Madalina Ghenea a optat pentru o rochie albă extrem de teatrală, accesorizată cu o capă din franjuri și bijuterii cu perle. Românca o interpretează pe Sofia Loren în filmul House of Gucci. Da, da, e senzațională Madalina Ghenea, uite-te și tu la fotografie,
eu poate una dintre cele mai frumoase românce. Din ce știu, a fost într-o relație și cu Cristiano Ronaldo. Sper că nu greșesc. Nu știu, ea a fost într-o relație cu mai mulți băieți, mai multe vedete. Dar ce pot să zic, am văzut trailerul la acest film. E prea iubită, nici n-are cum să nu fie iubită. Am văzut trailerul la acest film, este genial, abia aștept să se lanseze și să-l urmăresc și eu. Dar Beni, uite de ce spuneam eu că vreau să spun următoarea știre, mi se pare atât de amuzantă atunci când am citit-o. O bunicuță din Ucraina iese mereu pe unde iese Beni? Pe geam. Pe geam în loc de ușă. O bunicuță din Ucraina nu folosește ușa blocului în care locuiește pentru că interfonul, crede ea, are un cod al cui? Al satanei. Al satanei. De ce, drept urmare, ea iese din casă pe geam? Mă gândesc oare de ce? Cred că trebuie să formeze 666 și bănuiesc, bă. Păi nu-l spune! Cum? A? Nu spune! Este numărul despre care nu vorbim. Superstițioasă. Da, nu mă gândesc mă gândeam la cei care sunt. Oricum, dacă faceți un cadru mai larg, o să vă prezint următoarea invitată. Haideți, băieți, veniți, Hai să venim. Pentru că avem deja o invitată în platou. Că vorbeam de coduri, cum o fi codul rutier. Iuliana Volintirescu, avocat, este alături de noi la Fresh Access. Bine ai venit. Mulțumim pentru că ați venit la noi. Microfon. Mulțumesc. Câteodată se fac atâtea modificări la codul rutier, că sincer nu știu ce șofer le știe pe toate, dar atunci când greșește, intenționat sau neintenționat, e clar că e taxat. Da, modificările, așa cum știți și dumneavoastră, și că exact cum a spus și dumneavoastră mai devreme, sunt destul de multe. Intervin cu o rapiditate și nimeni nu are de unde să știe exact toate abaterile care sunt supuse în OUG 195/2002, legea privind contravențiile, și cu toții suntem oameni, greșim, dar legislația permite un număr mai mic de puncte de amendă, un număr mai mic de zile de suspendare a permisului de conducere. Oricum nu ne ustură amenda cât ne ustură zilele alea de suspendare. Hai să vedem care sunt cele mai frecvente cazuri când ni se poate suspenda permisul de conducere. Deci cele mai frecvente cazuri în legislație la acest moment, în primul rând, sunt trecerea pe culoarea roșie a semaforului, care cu toții cunoaștem. Dimineața, aglomerația, toți ne grăbim, vrem să ajungem cât mai repede. Depășirea coloanei care este staționată este o contravenție. Neacordarea priorității la pietoni iarăși este contravenție. Nerespectarea semnului agentului de circulație. Sunt foarte, foarte multe. Deci vă spun că sunt peste 40 sau 50 de contravenții. Și pentru ce perioadă ni se suspendă permisul? Perioada de suspendare variază între 30 și 90 de zile. Variază, nu e... Da, da. Uh-huh. Unele sunt cu 30 de zile, altele sunt cu 60, cu 90, bineînțeles, cu puncte de amendă. Care... Dacă vorbim la telefon, ce se întâmplă? Asta e frecventă. Acum, știți, au apărut acele dispozitive moderne în care nu mai este... Dacă te grăbești, nu că aș face eu, nu, dar zic așa, că n-am pus să conectezi Bluetooth-ul Da, 30 de zile se suspendă dreptul de a... Dacă vorbesc dacă sunteți depistat în momentul în care vorbiți la telefon și sunteți surprinsă de agent. Acum... Iarăși, nerespectarea, una dintre contravenții este nepurtarea centurii de siguranță. Și dacă nu o port, ce se întâmplă? 30 de zile. Serios? Eu n-am știut că centura de siguranță trebuie portată și în interiorul orașului. Mamă! Și m-a oprit acum un polițist într-o zi și mi-a zis că nu merge un far, n-am știut asta și mi-a zis să ia talonul. De la televizor? Da, el era. Îl salut. Mi-a spus că se ia talonul, dar eu am zis că n-am știut că era ars și a văzut că nu aveam centura și mi-a zis și centura, nu ai pusă. Și a zis, da, și în interiorul orașului. Și a zis, da, peste tot e obligatoriu. N-am știut. Și da, acum, doamna avocat... Nu mi-a dat amendă. Da, apropo de asta. Purtarea centurii de siguranță conform actualului cod rutier trebuie purtată în permanență, atât în afară cât și în afara localității unde vă deplasați. Da. Nu știu dacă, sincer, dacă se respectă regula asta în interiorul localității, nu prea am văzut să se întâmple asta. Bun, haideți să vedem așa, că dumneavoastră știți cum ar trebui să abordăm, pentru că ați văzut că sunt polițiști care dau un simplu avertisment, alții sunt foarte drastici.
cum ar trebui să abordăm noi o situație atunci când greșim? Ce ar trebui să facem? Cea mai bună situație din punctul meu de vedere, da, este pe varianta capul plecat, sabia nu-l tai. Da? Deci aia este cea mai bună variantă. Pentru că ați văzut, Iosif, da, n-a luat amendă. Da, pentru că probabil, bine, a avut și un comportament adecvat față cred că a de... fost primordial asta, să ai o interacțiune, nu știu, ok, amiabilă cu polițistul, da, respectiv. Știți cum e? Eu de obicei așa sunt, o persoană care, nu știu, stârnesc zâmbete atunci când vorbesc cu cine, și am făcut o glumă și a zis, băi, ești băiat de treabă. Se uită și dacă avem antecedente, se uită, nu, în bază de date ceva? Nu se poate ceva? Vedea, vă dați nu seama se că nu se pot vedea se în momentul niște în care se fac verificări. În primul rând, știți și noastră că se verifică buletinul, permisul de conducere, dacă e valabil, dacă nu cumva este sus suspendat în baza unei alte abateri sau pentru săvârșirea vreunei infracțiuni, atunci, da, acestea sunt verificările de bază care se fac. Pentru că, practic, dacă nu ai permis de conducere sau l-ai suspendat, deja intrăm în zona infracțiunii, nu mai vorbim de contravenții. Da, dar uitați, s-a întâmplat să nu am numere de circulație valabile, roșii, timp de o zi nu am știut asta, m-a oprit poliția, mi-a luat permisul timp și mi-a spus așa, stai liniștit, îți luăm permisul, dar te duci la Brașov și îl recuperezi de acolo, noi doar, da, ne facem datoria. Și, da, m-am gândit, bă, poate au dreptate, mă duc a doua zi și mi-au permisul. M-am dus și mi-a zis că mi-au deschis dosar, da, și... Da, pentru conducere cu auto nenumatriculat. Exact, eu n-am știut și a durat 8 luni de zile, iar după 8 luni de zile mi s-a dat permisul înapoi, fără nici măcar o amendă și fără nimic, doar pur și simplu, da, și nici măcar n-a fost urmărire penală, da, că n-am mai avut pentru că nu n-ați mai avut antecedente clar și probabil a fost o situație pe care și procurorul de caz... Adică 8 luni de zile am stat, da, doar fără niciun rost, durata, nici amendă, durata, nici. Durata este foarte mare de soluționare al unui dosar. Dumneavoastră conducând cu un autoturism pe drumurile publice, cu plăcuțe nevalabile de înmatriculare, da, sau expirate acea perioadă de 30 de zile de valabilitate provizorie, da, dar practic este o infracțiune care duce deja, da, la conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat. Și, da, până procurorul s-a soluționat cauza, s-a văzut situația. Da, vă dați seama, au și ei foarte multe, foarte multe dosare, nu credeți? Chiar dacă sunteți la Brașov și cred că și Brașov are dosare multe. Păi, tocmai că, da, era faza la Brașov. Ce modificări s-au mai adus? Haideți să vedem care sunt toate cauzele, da? Situațiile în care mi se suspendă permisul și dacă au apărut unele noi în ultima perioadă. În ultima perioadă nu. Practic au rămas cele clasice care sunt de bază. Pe care nici pe alea nu le știu. Exact. Așa, exact. Tocmai ce v-am spus mai devreme cu neacordarea de prioritate la pieton, care sunt frecvente. Da, da, da. Da? Depășirea coloanei aflate la semafor sau în staționare. Depășirea pe linie continuă este? Da. 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 Depășirea coloanelor oficiale, iarăși, este o contravenție. Chiar dacă e discontinuă? Da. Parcarea neregulamentară? Nu. Am văzut acum, s-a luat o decizie că dacă e să parchezi neregulamentar și cineva îți fotografiază mașina și o pune pe internet, o să primească amendă acea persoană, da, 30.000 de lei, ceva de genul. Da, este pentru că se plătesc locurile de parcare, sunt oameni care au abonamente pe locurile de parcare sau plătesc la primărie și au înscris numărul și atunci el, ca proprietar al locului de parcare, are posibilitatea să anunțe organele de poliție să vină să vă ridice mașina și să vă aplice o amendă. Da, nu să posteze pe internet fotografii cu mașina. Asta cu postarea pe internet este protecția datelor. Exact. Și acum s-a și modificat, nu știu dacă cunoașteți, dar dacă nu vă spun eu, neacordul. Deci eu, dacă nu-mi dau acordul ca dumneavoastră să postați ceva public față de mine pe internet, eu pot să vă dau în judecată. Da, că exact. Ați postat, nu știu, o imagine cu mine sau... Da, da, da. O situație în care eram eu, dar cred că dumneavoastră în televiziune știți mult mai bine despre lucrurile de genul, pentru că vă confruntați zilnic cu ei, pentru că aveți probabil anumite vedete care vă vin și spune, domnule, de ce ai postat de mine? Da, nu știu, protecția. Anisa mereu postează, bine, dar cu acordul lor, pe Instagram. Nu, n-am acordul lor, dar dacă au făcut poză, okay, cu mine, mă gândesc, bine, că nu țin pentru... Deci, dacă o preluați dintr-un... vă dau un exemplu, dacă dumneavoastră o preluați după
o publicație în care sau apare. Au venit la noi în platou, la final, de exemplu, facem poză cu dumneavoastră și postăm pe Instagram. Și aia dumneavoastră, da, dacă ne dați în judecată... Este acordul meu, pentru că dumneavoastră pe mine prima dată mă întrebați, doamnă, uite, noi vrem să postăm pe Instagram o poză cu dumneavoastră. Păi ne permite sau nu ne permite? E un acord scris sau verbal? Cum știm este sigur verbal. După? Este verbal, vă dați seama. Acordul... Cu privire la publicarea, sunt anumite imagini care nu ești de acord. Nu știu, una în costum de baie sau vreo ipostază mai... Da, indecentă. Da, care... Deci așa și cu șofatul. Ce ar trebui să mai știm? S-a schimbat ceva legat de trotinete, de biciclete, de că au apărut... Da. Acum se circulă, acum, sunt mai da, multe decât mașinile. Și există un proiect de lege cu privire la cei care conduc trotinete, având în vedere frecvența cu care acestea circulă pe drumurile publice și având în vedere că au avut loc și unele incidente în care s-a soldat cu moartea celui care conduce merge pe acea trotinetă, dumneavoastră fiind oameni de televiziune, cred că o cunoașteți mult mai bine, și legislația se va schimba. Vor trebui să circule în baza unei... Permisul trebuie să fie inscripționat pe el a doi conducători de trotinete, pentru că ați văzut că unele trotinete sunt chiar de la, ajung chiar și la 100 de kilometri pe oră. Da. 50-60, adică... Și stalea mopedele... Nu, aia mopedele și sunt deja în legislație. Da. Este și infracțiune, conducerea unui moped fără a poseda permis de conducere este, dacă vă uitați pe permisul meu, este acela 1. Care nu trebuie să ai o anumită vârstă să conduci o astfel de trotinetă care, uite, poate să atingă 100 de kilometri. Clar, trebuie să ai peste 18 ani ca să conduci așa ceva. Pentru că în momentul... Și copii de 15-16 ani se dau prin oraș seara. În condițiile în care avem atâtea societăți care plasează în oraș acele trotinete, nu le facem reclamă acum, oricine o poate închiria atâta timp cât are un telefon mobil și exact. Un card de credit. Ca să poți să-l accesezi. Apropo de procesul verbal, în situația în care el se face, de ce trebuie să ținem cont? În primul rând, un proces verbal, în momentul în care se întocmește de lucrătorul de poliție, trebuie să cuprindă datele acestuia, motivul, punctele, sancțiunea, să descrie situația, practic, de fapt, ce s-a întâmplat. Vă dau un exemplu, în data de la ora de numitul cutare a condus sau a depășit coloana pe un bulevardul X sau pe autostradă de la punctul kilometru. Și contestația în cât timp trebuie? Contestația se face în 15 zile. 15 zile, timp în care noi... Aveți dreptul de a conduce pentru... Bine, sunt situații în care puteți conduce sau care este suspendat de definitiv permisul fără drept de a conduce, dar atunci intrați în sfera infracțiunii. Deci, practic, procesul verbal în baza lui se emite o dovadă de circulație de 15 zile, care în aceste 15 zile dumneavoastră puteți formula o plângere împotriva procesului verbal de contravenție. Cu ajutorul unui avocat? Cu ajutorul unui avocat, dar dacă... Sunt persoane care au și studii juridice, nu nefiind neapărat avocați, și își pot formula acel proces, plângere împotriva acelui proces de contravenție. În situația în care se consemnează ce s-a întâmplat și eu nu sunt de acord cu ce scrie polițistul, poți să mergi? La mențiuni. Dumneavoastră, ce se ține cont de asta? Dumneavoastră puteți specifica, nu sunt de acord cu cele consemnate de agentul de poliție, s-a întâmplat... cum s-a întâmplat din punctul dumneavoastră de vedere sau cum au avut loc evenimentul la momentul respectiv. Iar în situația respectivă, clar, judecătorul care va soluționa cauza va ține cont și de mențiunile pe care dumneavoastră le-ați făcut în procesul verbal. Mă gândesc cum se va începe la o decizie finală, pentru că dacă polițistul a scris într-un fel, eu nu sunt de acord, spun altfel, care nu va fi dovada finală? Nu există registrare, nu există martorii. Marea majoritate și acum mai nou, legislația îi obligă pe lucrătorii de poliție să aibă camere și să le pornească în momentul în care văd sau constată o contravenție. În momentul în care lucrătorul de poliție vine la dumneavoastră, o să vedeți că are aici undeva o cameră care
înregistrează atât discuția, ce s-a întâmplat, și, practic, se prezintă. Dacă nu există această cameră și nu există dovezi, e vina cum se soluționează? În favoarea cui? Judecătorul stabilește dacă admite sau respinge procesul verbal în baza dovezilor care sunt aduse atât de dumneavoastră la contravenient, cât și la el. Și ce dovezi aș putea să aduc eu, să zicem, n-am avut centura? Da. Că tu n-ai niciun martor. Eu spun că n-am avut, polițistul spun că am avut, polițistul spune că n-am avut. Eu la un moment dat chiar am vrut să fac o astfel de mențiune și chiar mi-a spus polițistul, degeaba o faci, că nu se va întâmpla nimic. Da. Păi și de ce se întâmplă de partea lui? Adică nu se va întâmpla de partea ta că tu... Ba da, exact, adică se aplică amenda și nu se va întâmpla nimic, în chiar dacă e o mențiune. În cazul ăsta mai face asta o contestație? Da, se poate face contestație, dar în situații de... ca cea arătată de colegul dumneavoastră, situația este destul de, delicată, de simplă și marea majoritate la situații de genul aplică un avertisment. Nu se ajunge chiar să ajungeți chiar la un proces pe instanță, să contestați acel proces verbal. Așa o să umblăm toți fără centru. Da, trebuie să avem responsabilitatea vieții până la urmă și să nu ne gândim doar la amenzi și la... Exact, există situații în care practic a existat și o campanie la un moment dat, centura salvează vieți, pentru că în cazul unui impact, nu neapărat frontal, o să stai la semafor liniștit să vină unul cu viteză, să nu-i țină frânele să intre în tine. Centura aia te ține acolo, da, pentru că astfel există posibilitatea, nu știu, poate să zbori prin parbriz, să cazi cu capul de asfalt și să rămâi pe acolo. Doamna Iuliana Volinterescu, mulțumim mult pentru că ați fost la Fresh Access. Săptămâna viitoare aș vrea să vorbim despre suspendarea permisului, ce putem face în momentul în care s-a suspendat, cum putem circula, ce contestație putem să facem, cum formulăm o contestație și cred că sunt foarte multe. Da, mulțumim mult de tot că ne-ați sărit în ajutor. Da. La revedere. O zi bună, numai bine. Știați că urmează Abi, mi-ai promis și mie ceva. Da, vin și cu tortul, vin și cu cafea, vin cu tot ce vreți voi, dar întâi vreau să vorbim despre dovleci. Da, tu vii cu poliția și vrei să vorbim de dovleci? Uite cum mi-au apărut dovleci. Ia uite cum au apărut dovleci. A plecat poliția, a venit dovleci. S-au dus după dovleci. Dovlecii nu sunt toamna? Așa și? Păi se termină toamna, urmează iarna. E, mai dragă, până urmează iarna. Tu acum vrei să-ți dau și meteo tot la știați că... Ia uite, am văzut acolo dovleci de sărbătoare de Halloween erau. Exact. Hai să vorbim puțin despre dovleci și să vă spun și de ce. Yeah. De unde mi-a venit mie ideea asta cu dovleacul? Pentru că sunt convinsă că sunt foarte multe persoane acasă care au cules recolta de toamnă și mai au pe acasă dovleci pe care încă nu i-au pus la congelator, nu i-au făcut plăcintă, nu i-au folosit de Halloween și nu știu ce să facă cu ei, dacă sunt bun la ceva și... Ce-i cu dovleci ăștia, domnule, de-au apărut atâția în viața noastră am și de unde au apărut? Am ținut și eu un dovleac o lună de zile până a dispărut. Da, eu am acasă un dovleac de o lună și jumătate și încă nu m-am apucat de el. Dar sper curând să-l aduc aici să-l gătească greura și că se pare că eu n-am timp să-l termin. Dar până atunci, haideți să vă spun cum a apărut ideea de dovleci și cum au fost descoperiți aceștia. Prima notificare a dovlecilor a avut loc în America, atunci când dovleacul a fost confundat cu un pepene mare și a fost dat numele englezesc pe care toți îl știm de pumpkin. Ulterior, în România a ajuns un pic alterat numele pentru că a fost împrumutat de la turci, care este tot pe acolo, tot un fel de dovleac, se spune și la turci. Ei, și să vă dau câteva curiozități. Spre exemplu, știați că dovleacul este un fruct? Nu este o legumă, pentru că are semințe și a fost considerat de biologi fruct, aparent. Asta-i puțin, dacă are semințe înseamnă că e fruct? Da. Păi și ardeiul? Și eu am rămas asta surprinsă de chestia asta. Practic și roșia este fruct, tot din același considerent. Și castravetele roșia este un fruct? Da. Nu?
Roșia este un fruct. Eu caut pe Google, caut pe Google, că s-ar putea să faci mișto de noi și să părem așa acum. Tu continuă. Eu continui să vă mai spun. Cel mai mare dovleac din lume a fost descoperit în anul 2000. Yes, Ienisa. Ah! Ce? Este și fruct și legumă. La... Dovleacul este considerat fruct pentru că are semințe, dar este folosit în alimentație ca o legumă. La fel și roșia. Dar de biologie este încadrat la fruct. Tocmai din cauza semințelor. Ei, vă spuneam despre cel mai mare dovleac. În 2010 a fost găsit un dovleac de 821 de kilograme. Voi vă dați seama, 800 de kilograme. Un dovleac. Un dovlecel din ăla pe care noi îl decupăm și îi punem o lumânare în el de toamna, a putut să aibă 820 de kilograme. Dovleacul este înrudit cu castravetele pe de o parte și pe de altă parte cu pepenele și conține, la fel ca și castravetele și pepenele, 90% apă. Iar beneficiile sale sunt extrem de importante pentru tranzitul intestinal, pentru paraziți și conține foarte, foarte mult fier. Așadar, dacă vreți să scăpați de anemiile astea de toamnă, de primăvară, bine, în primăvară nu o să mai aveți, dar să vă conservați, să vă puneți la lada frigorifică și uite așa puteți până în primăvară să aveți dovleci, să vă faceți salată. Dragii pentru mei, mi s-a dat viața fier. Peste cap. De ce? Vânăta este un fruct. Da. Spune că o știi aici pe asta. Da, pentru care se minte. Ți-am spus, criteriul este dovleacul, ardeiul, capia despre care spuneam, este fruct. Este fruct. Măslinele, fruct au cu semințe. Un singur sâmbure. Da. Și roșiile. Sunt fructe, deși n-am fi crezut. Uite, astăzi la știați. Păi și ce legume mai există? Că eu ziceam fructe și legume. Legumele care mai sunt? Cred că în situația asta putem să considerăm legumele fasolea... Mărul? Da, și ăla, da. Nu, stai puțin. Mărul nu, pentru că mărul... de legume. Da. Fasolea, păi fasolea e o semânță în sine, ce să... Ce bune sunt fructele astea, da. Fasolea asta. Da. Da, mi-ai dat viața peste cap. Ah, asta da. Fac eu fiecare zi, lasă că ți-adu mai târziu o cafea ca să-ți revii și mulțumesc, vă aduc și vouă. Mulțumesc, dar nu mai târziu, te rog eu că nu mai pot. Am nevoie acum, mulțumesc. Mulțumesc. Bine, acum am plecat să-ți aduc cafea, v-am pupat. Pa, pa. Să vii repede. Vin, am plecat, am fugit. Așa cum v-am promis, Ionica Herlea a venit la Fresh Access într-o zi frumoasă de luni. Ce trebuie să fie, neapărat marți sau miercuri? Și luna e o zi bună. Întotdeauna este o zi bună. Parcă ai mai fost. Am mai fost, dar nu data cred că am mai fost lunea. Când ai fost în platou? A fost marțea. A, marțea. Da, marțea în platou, miercurea pe Skype. Și uite că l-am prins. Să nu credeți că mâine și poimâine nu o să mai vorbim cu Ionica. Nu, și mâine și poimâine, dar... Și despre ce-ți vorbim? Că eu știu că atunci când vin în platou se aprinde atmosfera. Deci tot uite, cred că Anisa o să aprindă atmosfera acum. Despre uite că asta aș vrea să vorbim. Deja... Despre armonia într-o relație. Cum putem să ne bucurăm de diferențele dintre noi, dintre mine și celălalt, să ne bucurăm de diferențe, dar să mergem împreună totuși pe același drum, în armonie, într-o relație, pornind de la premiza că ne iubim și că avem valori comune. Da, de regulă, aș vrea să fac o specificare înainte de a răspunde la întrebarea ta. De regulă, noi percepem diferențele ca fiind ceva negativ. Dar diferit nu înseamnă greșit, da? Sau un conflict. Și asta vreau să subliniez. Diferențele dintre bărbați și femei nu sunt rele, ba sunt foarte bune. Ați auzit expresii de genul of bărbații ăștia, of femeile astea, de multe ori. Da, asta arată oarecum o punere în conflict a diferențelor dintre bărbați și femei. De exemplu, o femeie nu se orientează în spațiu atât de bine cum o face un bărbat. Dar pe de altă parte, un bărbat nu are o atenție distributivă și o inteligență emoțională așa cum are o femeie. Și lucrul ăsta nu trebuie pus cap în cap ca un lucru rău, negativ. Ci mai degrabă trebuie să fie complementar, să ne ajutăm unii pe alții. De exemplu, mama
Păi ea trebuie să facă și mâncare, trebuie să aibă grijă și de copil, are multe lucruri la care trebuie să fie atentă. Și asta e un ajutor pentru tine, că tu nu poți să faci treaba asta. O femeie gândește și cu mintea și cu inima și cu mâinile. Da, și atunci dacă înțelegem diferențele astea care există între bărbați și femei, atunci lucrurile încep să se armonizeze. Cred că nu ne luăm suficient timp ca să înțelegem cum este construit bărbatul, cum este construită femeia. De fapt, Biblia chiar subliniază relația dintre un bărbat și o femeie ca fiind cunoaștere. Da? Ori nu știu câți dintre noi ne mai gândim la aspectul ăsta, la cunoaștere. Relația înseamnă cunoaștere. Și de aici putem construi, da, să fie relația frumoasă. Dacă începi să-l cunoști pe celălalt și să începi să iei din sensibilitatea feminină, să devii mai sensibil, femeia să devină mai practică în lucrurile în care poate n-are atâta dexteritate. Învățăm unii de la alții. Da, până la urmă facem echipă, dar în ziua de astăzi cele mai multe relații care se destramă căsnicii și așa, în relație există un joc de putere. Care are dreptate, care e mai bun, un joc de orgolii. Pentru ce facem asta? Eu am o vorbă. În fiecare zi putem alege să manifestăm iubire sau să avem dreptate. Asta cu dreptatea e... Sunt pline tribunalele de oameni care au dreptate. Da. Adică și pușcăriile sunt pline de oameni care au dreptate. Da, și psihiatriile sunt pline de oameni care au dreptate. Trebuie să recunoaștem că noi nu putem să avem în toate lucrurile dreptate. N-avem cum. Da? La un moment dat ai limite. Și trebuie să ți le cunoști, să le recunoști, să le depășești, sau sunt anumite limite pe care nu le poți depăși. Dacă vorbim de domenii pe care nu le stăpânești. Eu nu o să pot să fac o operație, de exemplu, nu? Trebuie să mă apuc să fac facultate de medicină, 6 ani, după aceea să fac specializări până la pensie și să mă gândesc, nu am în gând să fac lucrul ăsta, da? Poate că dacă ar fi să pun așa, să mă cos dacă am o rană deschisă și asta, dar vorbim de operație de ficat sau de cord sau de rinichi, da, nu o să fac treaba asta, e o limită pe care o am. Ei, asta, despre asta vorbim, dar există și anumite limite pe care le avem, atât emoționale sau, eu știu, niște tipare comportamentale pe care trebuie să le cunoaștem și în dreptul nostru și la celălalt și să nu încercăm să-l facem să meargă în ritmul nostru. Da, uite, sunt cazuri în care după o perioadă femeia sau bărbatul, da, vede doar defectele și părțile negative pe care le are, așa după percepția lui, persoana din care are o relație. Ce se întâmplă în momentele alea? De ce uităm, de ce ne-am îndrăgostit de o persoană, de ce am ales-o? Pentru că până la urmă îmi pare rău să vă dezamăgesc dacă și cu următorul ajungem în același punct, da? Dacă nu suntem toleranți. Sunt oameni care se iubesc și se despart pentru că se ceartă, există un conflict, o tensiune permanentă, o luptă. Care e mai bun? Cine are dreptate astăzi? Cine? Și cum se iubesc dacă... Păi nu știu, să ne spună Ionică. Se iubesc, dar nu se înțeleg. Nu știu, există adică așa? Ai spus foarte bine, văd doar. Da. Numai, deci când chiar vezi doar, înseamnă că tu ți-ai pus o limită la un moment dat. Nu mai văd nimic bun la el. Da. Păi, dar ce s-a schimbat? Că atunci când l-ai luat și te-ai rugat să vă căsătoriți, să ți-l dea Dumnezeu, ce s-a schimbat între timp? Te-ai schimbat tu? Poate s-a schimbat persoana cealaltă, nu? Că, nu, că el a rămas la fel. Păi, bun, și ce s-a întâmplat atunci? Păi da, acum nu mai tolerez, nu mai vreau aia, vreau să fac aia, vreau să fac aia. Da, de regulă, într-o relație, fiecare are o parte a lui când eșuează, da, mai mică sau mai mare, asta nu le stabilim. Există și unele cazuri în care cineva chiar o ia razna, da, din anumite puncte de vedere, ori e un șoc emoțional, ori își pierde mințile și devine violent, ori recurge la alcool sau la droguri sau la alte lucruri care îl fac să aibă un comportament deviant. Sau face niște alegeri greșite în viață. Da, sunt multe. Dar vorbim așa de situația în care, să zicem, doi s-au iubit, s-au luat și la un moment dat relația începe să scârție. Eu cred că ei au fost aceiași dintotdeauna. Doar că nu și-au luat timp să vadă,
să se cunoască și nu și-au luat timp să stabilească punțile de comunicare. Și mai spun încă ceva. O căsnicie nu poate să dureze dacă nu investești. Pentru că, hai să fim sinceri, câți dintre noi am cunoscut 100% soțul sau soția când ne-am căsătorit? A fost emoția aia puternică, da, exact. Da, și dragostea pasională, carnală, care ne-a dus împreună. Stăteam, vorbeam până noaptea târziu, da? Stăteam împreună, îmbrățișați, ne sărutam, eram foarte entuziasmați, n-am mai fi plecat unul de lângă altul. Ei, cu timpul, noi nu mai investim atâta cantitate de timp în relație, atâta pasiune, timp, da, și bani. Păi asta înseamnă să investești în relație. Mi dacă tu nu ții timp... Relația trece prin atâtea etape, da. Și mi-amintesc la relația mea cu soțul. Tot așa și la noi, pasiune, nebunie, aș face orice pentru tine și eu pentru tine, n-am să te părăsesc, în fiecare seară ne spuneam, n-am să te părăsesc niciodată, adică n-am să te înșel niciodată, am să te iubesc toată viața. Cum? Îți amintești? Adică nu e în prezent, nu asta îmi amintesc trăiești. Etapele, îți dai seama că nu mai e nebunia aia, mai am fluturi în stomac, dar mai adorm din când în când, mi mai trezește. Da. Acum e greu. Și după care am avut o perioadă când ne-am descoperit și eram foarte diferiți în multe privințe. Și aveam așa, două zile bune, pe săptămână cinci rele, adică nu ne vorbeam trei zile, în următoarele două zile eram supărați, două zile erau perfecte. Și la un moment dat îmi spune soțul meu, nu știu, ești atât de tolerantă și nu știu cum mă suporți, că cinci zile sunt o bestie și două zile sunt un bărbat foarte bun. Și i-am spus, te iubesc și pentru alea două zile, toată viața o să aștept, alea două zile în care ne simțim perfect împreună. Și sunt să nu îndrăznești să mai iei vreuna. Și sunt sigură că în timp vom ajunge la 5 zile bune și două mai puțin bune. Și chiar asta se întâmplă în prezent. Adică atât de mult ne-am dorit și am dat, încât acum avem 5 bune, două mai puțin bune. Dar ați făcut ceva, da. Ați conștientizat și ați făcut ceva. Da, foarte mult, adică... Odată a făcut el mai mult, odată eu mai mult. Dar întotdeauna. Da, este important să conștientizezi și să acționezi, nu doar să rămâi la conștientizare și să fii contemplativ în relație. Da, avem o problemă, da, și ce facem cu asta? Sau avem mai multe probleme și ce facem cu asta? Adică ele trebuie etichetate foarte bine, foarte clar, discutate și acționat spre schimbare. Da? Și în momentul în care noi acționăm și investim în relație, relația n-are cum să meargă prost. Pentru că, hai să fim sinceri, actul biologic nu este singurul care unește un bărbat și o femeie. El trebuie însoțit de emoții, de gândire, de comunicare, de filozofie de viață, de a găsi pe cineva cu care să te simți bine tot timpul, să glumești, să râzi, să ieși, să pleci în excursii, să împărtășești lucrurile, să faci lucruri împreună. Asta unește cel mai mult o familie și cealaltă încununează, da? Dar foarte mulți cred că doar aspectul pasional contează, lăsând mai jos puțin sau la un foc mai mic celelalte aspecte. Și atunci normal că relația se duce și dacă nu mai sunt acele chestii, dacă nu mai sunt acele chestii și pur și simplu sunt legat, practic, nu știu, sunt soție, am trei copii și eu sunt legată, stau, pentru că na, sunt copiii respectivi, asta eu o să-mi duc viața așa, de eu nu mai simt pentru acel soț, nu mai am așa dorința de a dormi împreună cu el sau pur și simplu pentru că doar sunt legat. Dar de ce ajungem acolo? Hai să vedem să nu ajungem acolo, știi, odată ce da, dar mai pot schimba eu chestia asta în mine, dacă eu deja s-au consumat, s-au epuizat sentimentele. Știi care mai e? Cum să mă forțez să le aduc înapoi? Eu să-i vând ceva și să-mi spui, Ionica, dacă am dreptate. Chiar aseară mă plimbam cu soțul meu și cu fetița prin cartierul Primăverii, cel mai scump, și dintr-o vilă de $1,000,000 se auzeau niște țipete și niște înjurături de efectiv, nu știam cum să trecem mai repede pe acolo, să nu ne trezim cu ceva în cap. Și ne gândeam, de ce să se ajungă aici? Pentru că indiferent ce faci după, rămâi cu o rană. Nu știu, după ce îți strigi atâtea mizerii și îl rănești pe celălalt în ultimul haș și terfelești o dată de dor de nori, rămâi cu o rană deschisă, nu mai poți să fii același.
atunci când căsnicia se transformă în căznicie, lucrurile pot să se deterioreze foarte tare și fiecare vrem să ne protejăm orgoliul, eu nostru, da? Aruncăm cuvinte, aruncăm expresii dureroase și celălalt este rănit. Ori tace și suferă, ori încearcă să te aducă pe linia bună, luptă, ori dacă nu, îți dă înapoi, dacă e la fel ca tine. Da? Dar în căsnicie trebuie să lupți pentru frumos. Trebuie să fii acolo, să fii prezent, să pui tot ceea ce e nevoie. Sunt zile în care sunt eu foarte irascibil, n-am răbdare cu lucrurile, poate sunt mai ocupat sau, eu știu, n-am dormit bine sau fiecare avem câte o zi proastă. Vine Elena, mă echilibrează, are ea zile în care este foarte irascibilă, foarte nervoasă, da? Cel mai rău este când suntem amândoi într-o zi proastă, dacă e scântei. Și asta e, trebuie să recunoaștem, există. Și noi am catalogat furia și conflictul ca fiind ceva negativ. Nu este ceva negativ dacă știi ce să faci cu ele. Adică în momentul când apare o frustrare, o neîmplinire, un lucru care nu-ți place, ce faci? Îl pui sub preș sau îl comunici și după aia încerci să rezolvi. Bun, ce facem? Uite, suntem amândoi vulcanici. Ce facem în situația de? Sau uite, de ce s-a întâmplat cu tare sau cu tare lucru? Trebuie discutate și cred că aici este secretul cuplurilor care supraviețuiesc foarte mult sau care nu doar că supraviețuiesc, ci trăiesc povestea de dragoste. Nu sunt cuplurile în care noi toată ziua ne înțelegem foarte bine, suntem numai în brațe unul la altul, toată ziua e numai roz, trandafiri. Nu, nu e adevărat. Asta este utopia, asta numai în telenovele vedeți chestia asta în care cel din familie este zbir, zmeu sau eu știu, este o vrăjitoare, o răutate, o scor și ba secretara, ba patronul de la firmă sunt foarte volubili și foarte dispus să asculte, să stea, să consilieze, să bandajeze și la un moment dat relația se rupe. Pentru că ei sunt idealul. Dar nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva. În orice relație există conflict. Dar contează cum îl manageriezi, cum îl gestionezi. Și atunci, dacă îl gestionezi cum trebuie, lucrurile vor fi mai bune și relația devine mai puternică. Și asta cred, relațiile puternice sunt cele care sunt compuse din doi parteneri care comunică foarte eficient în momentele de tensiune și de conflict. Când au pus degetul exact pe emoție, au etichetat-o bine, pe situație și caută soluții. Cele care spun că nu există conflict, da? Sau cei care spun că nu există conflict, e o minciună, de fapt. Da, ce mi-a mers așa la suflet și sper că v-a fost de ajutor și vouă discuția cu Ionică Herlea, pentru că noi suntem făcuți să fim conectați între noi, să avem relații de orice natură și atunci e bine să știm să avem relații armonioase și să, exact ca în cele 7 note muzicale diferite care creează o armonie prin particularitățile lor. Deci asta trebuie să facem, să ne acceptăm, să ne exprimăm diferențele, să lăsăm diferențele să exprime și să mergem mai departe de mână în viață, așa cum am ales. Da, eu cred că teoria o știu mulți, dar e mai greu să o aplicăm în relația noastră sau în viața de zi cu zi. Armonia e Duhul Sfânt, nu-i așa? Ionică, în biserică armonia asta e considerată, Duhul Sfânt. Da, dacă luăm în calcul, deci am vorbit bazat așa pe principii de viață, însă dacă luăm factorul divin, este cel care îți aduce pace și pentru că l-ai amintit, vreau să spun că în momentul în care noi plecăm într-o relație, avem așteptări, lista cu așteptări. Dar foarte puțin dintre noi ne mai aducem ce am jurat în fața altarului, că vom fi împreună la bine și la greu, în suferință, în încercări, în boală, în vremuri de prosperitate, da? Și că ne vom susține unul pe celălalt. Da? Asta o uităm cu trecerea anilor, ne găsim tot felul de explicații, însă o căsnicie, o relație reușită înseamnă și sacrificiu. Sunt momente în care te dai fără să aștepți nimic în schimb.
chiar dacă suferi. Și asta este dragostea lui Dumnezeu. El a dat, chiar dacă a fost pus pe cruce, chiar dacă a fost tratat cu ură, cu răutate și neînțeles, dar El a dat, dă. Și ne dă și astăzi, și dacă nu merităm, și dacă suntem răi, și dacă, eu știu, înjurăm sau blestemăm, sau Dumnezeu ne dă soare, ne erau dă lumină, ne dă aer. Erau atât de frumoasă, da. Dar mă, deci aspectul de sacrificiu, am o musculiță în ureche care îmi spune să mă opresc. Pe scurt, așa, apropo de asta, era un copac imens, un arbore, un copilaș care plângea sub copac pentru că nu avea mâncare și copacul i-a spus: ia merele mele și mănâncă. A mâncat, a plecat, s-a întors după mult timp la copac, iar plângea, era un pic mai mare copacul. L-a întrebat: de ce plângi? Pentru că dacă aș putea să ajung pe partea cealaltă, să trec de partea cealaltă a râului, aș putea să fac comerț cu nu știu ce și nu știu ce. Bun, ia crengile mele și du-te. S-a dus de cealaltă parte a râului, a luat crengile. După aia s-a întors după 10 ani, iar plângea, era deja adult și l-a întrebat copacul: da, de ce plângi? Pentru că am nevoie de bani ca să fac nu știu ce. Bun, taie-mă și vinde lemnul meu și o să faci bani. Și după mulți, mulți ani, copacul tot aștepta, tot aștepta și adultul nu se mai întorcea la el și a început să plângă. Și a venit, a mers pe acolo un localnic și l-a întrebat și l-a luat așa: a, tu ești copacul ăla care a fost păcălit de copilul ăla și de adult ăla care a uitat de tine. Zice: de-aia plângi? Că nu-ți mai dă niciun semn? La care el: nu, plâng pentru că nu mai am ce să-i dau. Da, era mult mai așa, dar mi s-a făcut pielea de găină. Doar că Ioana nu ne mai lasă timp. Mai dă-ne timp de la tine, dați-ne timp. Oameni buni, că ăsta e cel mai de preț. Mulțumim mult, Ionică. Cu drag. Mâine o să continuăm discuția noastră. Mergem acum la... Mi-a plăcut, Anisa, cum ne-ai spus povestea și să ne mai spui astfel de povești. Pentru că, nu știu, o spui frumos, dar într-adevăr mergem mai departe la Abi. Unde, Abi? Eu v-am spus că eu astăzi plâng, că mă face Anisa să plâng. Deci astăzi nu e că e ziua voastră, astăzi este ziua Anisei. Anisa astăzi a pus să intre în sufletele telespectatorilor, în sufletele celor de aici și să-i facă pe toți să plângă, să le atingă corpurile sensibile ale inimii. Este ziua noastră, a tuturor. Ce bine e să plângi atunci când de emoție, de iubire, de bucurie. De emoții pozitive. De emoții asta pozitive, exact, da. Atunci să te văd, Anisa, cum plângi tu de emoții pozitive, pentru că o să te aducă o vreme. Plânge și cerul de emoții pozitive. E așa de frumoasă cerul noaptea. Cerul plânge, așa. Mai stai, lacrimi cad în ce din rai. Stai liniștit, Abi, că nu mă mai interesează de la un timp, nu mă mai interesează cum este vremea, pentru că în perioada în care tu ai lipsit, am zis așa, poate să-mi dea orice vreme, dar să fie și ea acolo cu noi în platou. Oh, astăzi m-a spus că Anisa ne face pe toți să plângem. Gata, dragilor, vă spun cum e vremea. Nu vreau să mai vorbesc cu Anisa, că Anisa astăzi este pusă pe sufletul nostru la tocat și la analizat și la... Nu mai vorbim cu Anisa. Deci vremea. Vremea este rece în... zona Carpaților, de curbură, este rece și zona Transilvaniei. Este frig și nord, sunt grade cu minus. Deja sper că v-ați pus cauciucurile de iarnă și că v-ați scos gecile din dulap, pentru că nu se mai poate, nu putem să mai stăm cu gecile de toamnă, deoarece iarna ne bate la ușă, deși suntem doar în noiembrie. Ei, trebuie să aveți grijă de voi în perioada asta, pentru că sunt răcelile sezoniere. Bine, lăsând la o parte virusul și așa mai departe, aveți grijă de voi pentru că dacă vă îmbrăcați puțin mai subțire și nu vă uitați la rubrica de meteo, ca să vă spun cum să vă îmbrăcați mâine, cine știe, după aceea vă luați câteva săptămâni de concediu în care să zaceți și mai bine vă luați concediu ca să vă bucurați cu cei dragi. Temperaturile de mâine nu sunt neapărat extrem de mari, ce-i drept pentru finalul lui noiembrie, deja am intrat în cea de-a doua jumătate a lunii noiembrie, sunt temperaturi destul de mari. Ne-am fi așteptat să ne apropiem deja de 0 grade, pentru că, da, la 1 decembrie vine iarna, ar trebui să vină nisoarea, dar e bine că scăpăm de precipitații în aproape toată țara, în afară de Timișoara. La Timișoara avem 13 grade și plouă.
În rest avem soare în Satu Mare, în Târgu Mureș, în Brașov, în Iași, în Galați și în Constanța, iar temperaturile le puteți vedea și singuri, în jur de 10-11 grade mâine pe timpul zilei. Dar țineți cont de faptul că dimineața când plecați la muncă și seara când vă întoarceți, temperaturile sunt extrem de scăzute și se apropie de pragul de îngheț. Așadar, îmbrăcați-vă bine pentru că vine iarna. Anisa? Mulțumesc mult, Abi, pentru vremea extraordinar de neplăcută. Dar ce, că uite, sunt 10 grade mâine în București. Nu, îți mulțumesc pentru vremea neplăcută. Așa. Ne vedem mai târziu. Mulțumesc pentru vremea neplăcută. Și pentru cafeaua pe care nu mi-ai adus-o. Eu ți-am adus cafeaua, doar că trebuia să pleci la vânătoare de comori prin platou ca să te găsești. Nu e nicio problemă, îmi poți da un indiciu sau poți să vii acum să mi-o dai, te rog, din suflet? Bine, vin imediat să-ți aduc și tortul. Pentru că nu este ușor deloc următorul invitat. Îți aduc și, vă aduc și tortul pentru că... Hai să spun un secret. Înainte de emisiune am complotat cu invitatul să nu vă mai aducem tortul și să-l mâncăm noi doi. Dar acum că vi l-am adus, trebuie să-l împărțim și cu voi. Da, putem să... Care e invitat? Ai nevoie de... Așa. Bine ai venit, gelul. Bine v-am găsit la mulți ani. Ce ne-ai adus și tu? Să știi că... Eu, hai să vă spun adevărul adevărat. Astea luate de aici. Ce dar v-am luat ceva și de la Paris. Și l-am uitat acasă pentru că am... Serios? Da, jur. Gelul. De la Paris. Vreau să vă spun? Da. Chip și Dale de locuri. Vai, ce drăguț. Ce drăguț. Deci ce drăguț. Și Dale. Ia, apăsați pe capul ăla. Seamănă cu voi. Când așteptam să mă joc cu Benny când merg acasă cu jucăriile. Ce drăguț. Ia, apasă pe capul lui, măi. Acolo are ceva. Nu mai merge, cred că a murit. Nu, n-a murit. Seamănă cu ei. Doi geme. Și acum trebuie să apeși înapoi ca să se oprească. Că face foarte drăguț sunt. Gata, numai. Mulțumim, Gelu, când mergem acasă ne jucăm cu ele. Vreau să-ți mărturisesc ceva, Anisa. Mie? Da. În direct? Te cunosc de 8 luni, cred, 9 da. Luni, 10 luni, un an, dar sunt cei mai mișto oameni pe care i-am cunoscut anul ăsta. Da. Vai, ce drăguț. Gelu, mie bine că noi ne-am cunoscut mai înainte, că altfel mă simțeam prost dacă ai zis că anul ăsta m-a liniștit. Uite, l-ai făcut să plângă, e bine să plângă. Mie bine să plâng. Serios? Da. Ești un bun actor. Nu, chiar. Recunosc să știi că și eu simt la fel și le-am... Nu știi. Nici nu contează. Dar ce contează numele vostru? Dacă tu ai zis ceva frumos. Ce contează? Aș putea nici să nu știu cum vă cheamă. Așa este. Important e cum vă simt ca oameni. Da. Sunt super oameni. Mie mulți îmi spun Anisia. Am văzut, da. Dacă tu ne zici gelul ceva frumos. Dar știu că mă prețuiești ca om. Și te prețuiesc, te prețuiesc. Spune-mi cum vrei tu. Eu aș vrea să merg cu tine la Disney, să știi că știu că îți dorești chestia asta. Da, foarte tare îmi doresc, dar știi când să împlinească fetița 4 ani ca să se și bucure cu adevărat acolo și să rămână cu câteva amintiri. Cred că dacă o să adică anul viitor. Cred că o să merg o dată, o să mai vrea să merg, eu mai vreau să merg. Încă o dată și încă o dată și încă o dată, 3 zile nu mi-au ajuns. Dar tu ai mai fost. Dar de ce te duci acolo? Pentru că n-am avut timp să văd toate cele. Când să le văd în 3 zile? Doamne, ce copil ești. Tu mă vezi, sunt copil. Gelu, dacă ai spus atât ceva frumos despre noi, că suntem cei mai frumoși oameni pe care i-ai cunoscut, vreau să zic că anul ăsta. Anul ăsta. Mulțumim. Vreau să zic că și tu ești un om minunat și faptul că ai interacționat și cunoști atât de multe vedete și mulți te cunosc pe tine, tu ești o persoană modestă. Hai să vă spun un secret acum, pentru că v-am cunoscut, sunteți și voi în galeria de vedete, nu? Nu, Anisa? Da, clar. O, deci noi ați devenit vedete. Ați devenit vedete, n-ai văzut că s-a scris despre voi că a fost ziua voastră? Mulțumim, asta voiam să zic, că în ziua când eram la Cluj și sărbătoream, am zis, ia uite, Gelu a scris despre noi. Da, e minunat că ți-ai luat timp să scrii despre noi, apreciem. Dar eu le-am spus așa la începutul emisiunii, Gelu, că ei vor schimba lumea. Da, am văzut și ai fost foarte drăguț, așa e. Chiar așa este. Gemenii teroriști. Am mare încredere. Gemenii teroriști vă lumea. Deodată să știi că m-au sunat să zică că sunt de la poliție. Păi cum? Exact, l-am sunat eu într-un... L-ați făcut o farsă. Da, prima oară și face... Alo, da, spune, cum adică de la poliție? Da, prima dată. Și acum când mă sună, îmi zice, alo, de la poliție. Și tu ai crezut? Păi... Bine, de ce n-ai fi crezut? Știți bancul ăla? Eu sunt un om corect și... Cu Hasdubar? Alo, Hasdubar? Nu, greșeală. Alo, Hasdubar, sună a doua oară. Nu, greșeală, sună a treia oară. Asta, testarea limitei răbdării. Alo, Hasdubar, nu, omul, am spus că e greșeală, sună la alt număr. Sună a patra oară. Alo, aici Hasdubar, m-a căutat cineva. I-am făcut asta unui coleg, nu eu, dar alți colegi i-au făcut.
Deci până într-o zi, până când te sună poliția. Cui? Eu nu-s Grigore, de la... că a fost la Metro și a prezentat jurnalul. Și nu, lui s-a făcut farsa. Și răspunde Ionuț, alo, aici Hasdubar? Nu, greșeală, sună iar. Alo, Hasdubar? Nu, greșeală, după care sună. Alo, aici Hasdubar, m-a căutat cineva la care îl zice că da, frate, chiar te-a căutat, m-a sunat, dar nu știu câte ori m-a înnebunit. Mai de subiectul zilei este ziua lor, da? Subiectul zilei este subiectul ziua zilei. Lor. Care? Ce ați făcut? Și când organizăm și noi un eveniment mare, dacă tot e subiectul? Stai să treacă pandemia. Gala gemenilor. Gala gemenilor, am și eu niște veri gemeni. Da? Deci... mergem și pe Chip și Dale, ai zis că pui poze, unde sunt pozele? Să începem să vorbim despre vacanța ta, ca să ruleze pozele. Vacanța mea secretă, că nu prea știe lumea. Ce ai făcut în Paris? Pe cine ai cunoscut? Ți-ai găsit tu aleasa? Am găsit-o, da, era o nemțoaică. De data asta m-a găsit o nemțoaică. Serios? Serios. Și mi-a dat Facebook-ul și nu am găsit-o. Mi-a spus să fac poză la Facebook-ul ei. Și ai zis, nu fac, o găsesc. Și ai zis că nu faci, că da. Nu, am făcut. Ai făcut și? N-am găsit, are o inimă la Facebook. Da, mie, că o găsesc eu. O căutăm, o găsim noi. Hai, trimitem pe WhatsApp și o caut eu. Și îi place de tine? Da, foarte tare. Și ție de ea? Foarte tare. Și când vă mai vedeți? Nu știu. Păi când o găsești, nu? Când o găsesc. Vrem poze, a spus că nu începe să vorbească despre Disney până nu băgăm pozele. Hai să comentăm pozele. Uite. Ia uite-l pe Gelu. Uite, aici era la hotel. Am stat la hotelul chiar din incintă de acolo la... Ce fain e. Dar cu ce scop te-ai dus? Cu scopul de a mă plimba. Da, se bucura, uite-l pe Mickey. Uite, ai mai fost acolo. Fii atentă, ăla era pomul de Crăciun, știi? Mamă. Deci eu am prins ultima zi de Halloween și prima zi de Crăciun. Și în prima zi de Crăciun era o coadă. Vai de capul meu, am stat o oră la intrare, numai să intru. Uite Casa Groazei. Și castelul a fost renovat. Deci a fost senzațional. Da, ai găsit ofertă bună ofertă în perioada mișto. Asta? Da, da. Da. De exemplu, cât costă? Cât a fost cazarea acolo cu și transportul? 1000. 1000 cu totul, da. Și drum și cât timp? Așa. Și câte zile ai stat? 3 zile, nu? Deci am avut transport de la aeroport la Disney. Acolo hotel, masă, cazare, tot ce aveam nevoie. Surprize. Hello. Surprize. Te rog, ia un loc lângă. Dar trebuie să-mi faci loc. Anisa, aici este cafeaua ta. Cafeaua mea. Mulțumesc mult de tot. Și felia ta de tot. Și felia mea. Bun, băieți. Dar nu aprindem și noi lumânărica? Așa să fim romantici? Ce o aprindem? Toată flacăra din sufletul meu. Și dragina, porția mea unde? Uite, e acolo. Eu nu mănânc. Ce, la cură? Fără gluten, fără lactoză, chestii de astea frumoase. Da, adevărul e că te-am oferit și eu ceva mai devreme și n-ai vrut. Da, n-ai cum să refuz. Așa dulce e și în Disney. Trebuie să ne spui cum este. Auzi, dacă mai stai mult lângă el, o să uite de nemțoaică. Păcat că m-am măritat. Te-ai măritat? Acum un an. Am un an și ceva. Dați un pic platou, vă rog mult. Dați un pic platou. N-ai 18 ani? Nu, am 23. Bine, într-adevăr sunt cea mai mică din platou. Bine, să vorbim acum despre... După mine. Da, tu ai 19. Eu sunt un pic mai mică. Ești minoră? Eu sunt... Nu, minoră nu. Minoră cu copil? Deci unde vrea fetița ta să meargă? Ce a fost cel mai remarcant din cea mai tare a fost Casa Surprizelor, unde m-am plimbat așa la un moment dat și erau fantome și la un moment dat am trecut pe cu mașinuța. Și ai speriat fantomele pe acolo. Mașinuța așa și era o oglindă și mă vedeam eu și lângă mine a apărut o fantomă. Serios? Zice că e lângă mine, da. Și nu ți-ai făcut un selfie în oglindă? Păi n-am apucat și să mai fac selfie. Că fantoma nu stă la poze, vorba aia. Nu puteam să fac. Mie nu mi se pare ieftin 1000 de euro cât ai dat. Păi depinde raportat la adică cât plătești în mod normal, că e ieftine. Foarte scump. O să puteam să mă duc și pe gratis. Cum o să mă duc la Dubai acum, în decembrie. Dar n-ai vrut să te duci. Unde? Ai zis că puteam să mă duc și fără bani, dar... Da, am vrut să mă duc eu așa, de cap. Cu bani. Cu bani. În vorba aia, adică... Cu dolarii aia? Și... Nu, cu aia. Și pleci în Dubai? Da, da, e altceva. În decembrie, da. Moca. Fără și niciun bănuț, adică... Ne dormim foarte mult. Nu ne dormim fotip. Și eu merg de Revelion.
Ce faci, mă, de Revelion? Cum? Văd artificiile spectaculoase. Doar noi rămânem acasă. Noi, da. Noi ăștia săraci, așa, pe sărăcie. Hai măcar să ne îndulcim. Cu ce mergi? Ca să uite, aici, aici este furculița ta. Te rog frumos, trebuie să ne spui cum este tortul. L-ai gătit, da? Nu, Anisa l-a gătit. Dacă vrei, țin microfonul. Hai să ne spui cum este tortul de ziua gemenilor. Am fost într-o vizită cu... Știi tu cu cine? Unde am fost? Auci. Nu știu cu cine. Cu cine? Cu cine îți șoptește în casă? Ai fost cu Ioana, da. Dar unde? A, la Greaca? La Greaca, da, și am mâncat niște prăjituri acolo, deci m-am întors ostogolindu-mă. Păi și tu ai fost fără noi, știi? Păi și de ce n-ați venit și voi cu niște prăjituri? Păi unde să le mai băgăm? Păi le-au mâncat pe toate, nu le mai le-au mâncat pe toate, ca să ne înțelegem. Hai de mine. Și Ioana, tu nu mănânci tort. Este senzațională, nu? Anisa, trebuie să guși și tu prăjitura acum. Tu ai făcut-o? Eu am făcut-o. Eu am această linguriță, da? Eu cu asta mănânc. Nu, Anisa, este și lingurița ta, uite acolo, farfurie. Uite, mi-am tăiat-o și o mănânc un pic mai încolo. Așa, perfect. Da. Bun. Grăuraș de la oraș, spune-ne ție cum ți se pare. Nu mai pot. Deci aseară am mâncat atât de mult, dacă ți arăt ce poze am de acolo. Ai făcut poze cu mâncarea? Exact. Da? Și la Disney am făcut poze cu mâncarea. Niște torturi și niște prăjituri. Am avut cât am putut mânca, atât am mâncat. Păi nu erai la cură? Și ai stat cu nemțoaica? Da, am stat cu nemțoaica. Am întâlnit-o, am făcut o poză, mi-a dat contactul și a dispărut. De ce n-ai ieșit și tu să o inviți la o masă? Apel către nemțoaică. Hai să o găsim pe nemțoaică. Sigur se uită la Fresh Access. Da. Julie Warner o cheamă. Cum? Julie Warner. Julie Wonder. Warner. Ah, Warner. Warner Bros. Nu cream, da. Uite, da. Poți să-i transmiți acum un mesaj. Deci poate se uită. Nu cred că se uită. Surprize, faceți cadru pe Gelu. Da, sigur. Că îi face acum, îi trimite da, un mesaj. Da, trebuie să-i fac în germană. Da. Ei, liberi. Las-o. Bun, Gelu, de ce să alegem Disneyland? Ce vedem acolo? Ce facem acolo? Păi, depinde de anul timp. Oricum, în ce stare m-am dat în toate cele. Am fost la Peter Pan, am fost la Pirații din Caraibe și... Păi, nu mi-am putut închipui. Sunt niște căsuțe, știi, da? Căsuțe cam povești. Am intrat acolo, coadă mare, nu știu ce. M-am urcat în mașinuță și am început. Și nu știu pe unde. Erau făcute probabil pe sub pământ, habar n-am. Dar a fost senzațional. M-am dus cu trenulețul, m-am dus cu... Ți-am zis, în casa surprizelor, mai e o clădire foarte înaltă în care te urcă cu liftul, îți arată priveliștea și pe aia te scade în jos dintr-o dată. Nu m-am, mi-a fost frică să mă dau în aia. M-am dus, am stat într-un hotel azi la Santa Fe. Bine, acum, sinceră să fiu, după ce stai de fiecare dată pe această canapea și simți adrenalina acolo la Disneyland, exact, nu e nimic. Păi am venit astăzi să contrabalanțez. Și sunteți și gata, acum ce să mai zic? Dacă poate ridică, așa ea, te-ai convins că este o canapea rezistentă. Da, sigur. Da, Gelu, mulțumim mult. A, deja s-a terminat. Păi s-a terminat. Credeam că mai mâncăm un tort. Da, păi, tortul dar eu tot dat e și al tău, să știi. Poți să-l iei acasă. Ce să Anisa, acasă? Am o veste proastă pentru tine. Nu mai e nicio felie. Eu zic colegii din regie au terminat. Mai dornează cineva tot. Deci promite-mi că anul viitor mergem împreună. Da, să știi, când face fetița păi, ta 4 puțin. Ani? Da, anul viitor în septembrie. Oh, pe până în septembrie mă mai duc de 7 ori. Perfect, a 8-a oară mergi cu noi. Dar tu chiar ai bani. Parcă am bai. E celebr. Dar cum facem să mergem și noi gratis? Cum mai găsi relațiile astea vorbește de mergi în Dubai gratis? Ei, în Dubai gratis merg cu cine m-a invitat. Trebuie să și nu faci invitații pentru noi. Trebuie să-ți găsești partenerul ideal. Găsește-ți o fată cu bani în soară-te și gata. Așa ai făcut tu? Ți-ai găsit un bărbat cu bani? Nu ți se pare că sunt la Dubai acum? Și nici de măcar de sărbători acum. Abia am avut multe opțiuni de genul, dar prefer să mă căsătoresc din iubire. Ce frumos. Ce eu v-am zis că până la urmă aici trebuie să facem casting de matrimonial pentru voi. Dacă vă plac cadouri. Ne plac foarte mult, mulțumim. Și să ne vedem, să vă dau și... Bă, uite, n-am spus poza cu... Nu cred că v-am dus... V-am dat beverițele. Sunt geniale cadourile. Dar e altceva când vii cu un bilet și scrie Dubai pe el. Okay. Da, lăsați banii că ceea ce primim noi în fiecare zi de la Fresh Access și experiențele oamenilor și poveștile pe care le primim nu le găsim oriunde, nici măcar pe bani. Narcisa Ispas este alături de noi, specialist în parenting. Bine te-am regăsit, Narcisa.
Bine m-am găsit, dragilor, mă bucur să vă văd, îmi plac discuțiile voastre. Mi-a picat un bec, așa că lumină prea mult, că nu o să am aici, sper să ne înțelegem. Te vedem foarte bine. Mulțumesc, m-am liniștit. Bun, dragilor, știți că v-am propus data trecută să discutăm despre emoții și imunitate și aș vrea să plecăm în discuția noastră cu întrebarea: ce fac părinții în general pentru a crește imunitatea copiilor lor? Da, exact. Săptămâna trecută am făcut așa ca un teaser și spuneam, nu mai știu cine, Nicola și spunea că vitamine, sport și eu spuneam că multă iubire pe care o transmis copilului contează foarte mult. Pacea de acasă, atașamentul sigur pe care îl are copilul, toate astea îi întăresc sistemul imunitar, cred eu. Da, bine, tu spui frumos, dar dacă te uiți în general în farmacie și în conversațiile părinților și mai ales a părinților de prima dată, mă refer la cei care pentru prima dată au un copilaș, vei vedea lucruri de genul: să-mi alăptesc copilul pe la nu știu ce vârstă, pentru că așa-i cresc imunitatea, să-i dau vitaminele potrivite vârstei, să-i dau cel mai bun lăptic în cazul în care nu alăptez, mai târziu trebuie să-i oferim, nu știu, condiții suficiente pentru somn, pentru mâncare foarte sănătoasă, bio și așa mai departe. În general, părinții pun mare bază pe lucrurile acestea palpabile, adică să aibă copilul tot ce îi trebuie din punct de vedere fizic. Și aș vrea încă de la început să transmit acest lucru, mai puțin să înțelege importanța emoțiilor și mai cu seama a stresului, emoțiilor negative puternice în viața copilului când vorbim despre imunitate. De aceea am ales să vorbim despre acest lucru, pentru că așa foarte scurt, da, pe aici, pe acolo, poate știm că și emoțiile negative pe termen lung afectează imunitatea, dar în general nu prea se știe și nu prea se discută în acest sens. După cum vedem chiar acum în cartonul pe care l-ați afișat, emoțiile intense și persistente în timp, și ne gândim la cele negative, normal, sunt cele care determină creșterea producției de cortizol, cortizolul fiind hormonul stresului. Acum, noi nu putem fugi de emoțiile negative, pentru că, după cum bine știm cu toții, dacă ne raportăm la emoțiile primare, 5 dintre ele sunt văzute drept negative, în timp ce doar una este văzută pozitiv. Cu alte cuvinte, emoțiile negative sunt cu noi. Care este diferența dintre a experimenta creșterea stresului și implicit scăderea imunității în trăirea emoțiilor negative? Chiar mai devreme m-am documentat cu privire la un aspect. Se pare că emoțiile negative, stresul pe termen scurt, emoțiile negative care termină un stres pe termen scurt, facilitează cumva creșterea imunității. Dar emoțiile negative care duc la creșterea stresului pe termen mai lung, se pare că este cea care scade imunitatea. Haideți să vedem cum se întâmplă acest lucru. Cortizolul, hormonul acela al stresului despre care vorbeam mai devreme, este cel care inhibă efectiv limfocitele, adică celulele care se luptă împotriva virusului și a bacteriilor care ajung în organismul nostru. Asta ce se întâmplă, imediat scade imunitatea. Limfocite scăzute înseamnă imunitate scăzută și asta nu este o veste bună pentru niciun părinte, pentru că, să fim serioși acum, cred că orice mamă și orice tată, la un singur lucru se duce cu gândul: să nu fie copilul bolnav. Și dacă face copilul puțină febră, deja intrăm în panică. Cu cât este vârsta mai mică, cu atât este panica mai mare, pentru că este mai greu de tolerat. Mai la început, nu știm exact cum să facem în așa fel încât copilului nostru să-i fie bine. Ce poate să se întâmple atunci când crește cortizolul pe termen lung? V-am trimis eu un carton exact aici. Pot apărea tulburări cognitive și aici este foarte delicată treaba. Pot apărea afecțiuni tiroidiene și cu toții știm, de exemplu, mulți dintre adulți care suferă de, de exemplu, creșterea hormonului din punct de vedere tiroidian este o mare problemă. Sunt multe femei, în mod special, care sunt foarte afectate din acest punct de vedere și este trist. Creșterea glicemiei și dacă ne gândim la diabetul care a scăzut ca vârstă foarte tare, sunt mulți copii care suferă de diabet. Vorbim despre creșterea tensiunii arteriale, deci vedem că sunt afecțiuni
la nivel de inimă și la copilași. Creșterea secreției de sub gastric și dacă ne gândim la durerile de burtică și nu mă refer doar la alea așa pe fond că nu vreau să merg la școală, dar copilul nu vrea să meargă la școală și acuză o durere de burtică. Mă refer la dureri reale de burtică în care, într-adevăr, sucurile gastrice sunt excretate în mod prea mare și atunci copilul suferă. Astea sunt doar câteva dintre lucrurile care pot apărea pe fondul creșterii stresului, a hormonului stresului și a reacțiilor pe care le vedem în organism. Scuzați, în vocea nu prea mă mai ajută. Bun. Ce facem? Pentru că emoțiile negative sunt cu noi tot timpul, cum spuneam și mai devreme. Problema este că nu le putem evita. Ele sunt ale noastre. Și dacă ați reținut o chestie foarte importantă, emoțiile negative pe termen scurt nu ne fac rău. Sau, mă rog, nu fac rău copiilor noștri, nici nouă, dar în mod special copiilor noștri. Însă emoțiile negative, păstrate pe termen lung și foarte intense, sunt cele care ne afectează. Și am să vă transmit patru pași. Patru pași simpli prin care noi putem să evităm a-i supune pe copiii noștri unor stresuri nenecesare care să le crească, disponibilitatea la rău și anume să aibă probleme de sănătate din cauza emoțiilor, a trăirii emoțiilor negative. În primul rând, așa cum tu bine ai specificat la început, Anisa, este vorba de păstrarea unui mediu familial securizant. Este extrem de important ca al nostru copil să găsească tot timpul acasă, locul acela de refugiu, locul de liniște, oricât de greu ar fi în orice altă parte, în afara casei, la mama și la tata. În cuibul meu acasă este bine și oricând pot să mă întorc în siguranță. Să nu-i fie frică celui mic să se întoarcă acasă. Fie că este vorba de 4 ani, fie că este vorba de 10 ani sau chiar mai măricior, copilul are nevoie de un loc de referință în care să se simtă în siguranță. De aceea aș spune că păstrarea unui mediu liniștit, blând, familial, în care copilul se întoarcă în siguranță este extrem de important. Un alt aspect foarte important, gândiți-vă de câte ori merge televizorul în casele noastre și adesea rulează știri care au impact negativ puternic asupra copiilor noștri. Nu cred că este deloc de dorit să ne expunem copiii știrilor negative sau să ne expunem copiii discuțiilor, neplăcerilor noastre ca adulți. Copiii noștri n-au nicio datorie să suporte lucrurile acestea urâte care se întâmplă în lumea adulților, din nefericire sunt foarte des întâlnite, iar ei nu trebuie să suporte acest lucru. Un alt lucru foarte important, extrem de important, mai cu seamă în societatea noastră românească, nu punem presiune necesară pe copiii noștri. Știți că în România există doar o notă bună și aceea este de 10. Dacă e ceva sub 10, atunci nu ești bun. Și nu este corect. Copiii noștri nu pot fi buni la toate și dacă sunt buni la toate și nu am cu 10 acasă, atunci ar trebui să ne punem niște semne de întrebare. Nu cumva s-a refugiat în învățat, fugind de alte aspecte ale vieții. E bine să păstrăm sub control lucrurile în așa fel încât copilul nostru să nu fie expus unei supra-solicitări din partea noastră. Adică n-am putut noi să poată el, să crească el pentru noi. Și ultimul aspect foarte important și cu acesta ne apropiem de final, să respectăm raportul 5:1. Cu alte cuvinte, dacă al nostru copil este frustrat sau a trebuit să-i spunem un nu cu privire la un aspect sau altul, este de dorit să căutăm să facilităm cel puțin 5 emoții pozitive în jurul celei negative. Este bazat științific pe studiile lui Goldman, este foarte important să facilităm trăirea emoțiilor pozitive în număr de 5:1 față de cele negative, pentru că acestea ne păstrează o relație sănătoasă și, de ce nu, o sănătate optimă la copiii noștri. Nu știu cum sună pentru voi, pentru mine este fascinant să vedem cum putem să creștem imunitatea copiilor noștri prin simpla relație sănătoasă cu ei, dincolo de toate celelalte pastiluțe, alimente și așa mai departe, porția de dragoste și atmosfera plăcută acasă, așteptările sănătoase și neexpunerea la stresuri nenecesari este, zic eu, o rețetă potrivită pentru sănătatea copiilor. Mulțumim mult de tot, Narcisa! Mulțumim din suflet, te prețuim!
Da, nu există viața perfectă, așa cum vă spuneam la început, dar poate exista fotografia perfectă sau ședința foto perfectă. Să captăm acele momente într-o fotografie pe care să nu le uităm niciodată. Și ce ocazie mai bună, dacă nu, de sărbători. I-am invitat pe Iulia Manda și Ștefan Ovidiu, cei mai îndrăgiți fotografi și prietenii mei foarte dragi. Mi-a fost dor de voi, mă bucur să vă revăd. Bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Bună seara, voi ne sunteți, pare bine că vă vedem. Cu multe ședințe foto acum de Crăciun, ați făcut un decor spectaculos, o să-l vedem și noi la Greaca. Vin foarte multe familii, în special de Crăciun, să facă poze. Cum merge treaba acum? Cât sunteți de aglomerați? Te referi la business. La business, da, vorbim da. De business, vorbim de fotografia frumoasă. De cum este? Cum vin mulți? S-au programat din timp? Care e procedura acum? Studioul arată bine. Da, nu foarte bine, place. Nu bine, că eu știu cum l-am văzut. Evident, un aspect important este să programezi un pic din timp, că nu poți să-mi vii pe 21 decembrie și să-ți dau pozele până seara. Că n-ai cum. Și în televiziune, revelioanele se fac cu o lună înainte. Și de-aia lumea vine mai din timp, sau așa ar trebui să înțeleagă să vină. Că de multe ori se înghesuie în ultima clipă, dăm pozele, dăm pozele să posteze, care vor să posteze. Păi dacă asta e ideea, să posteze toată lumea atunci de Crăciun, să impresioneze, să... Postatul e un viciu, să-i spunem, nu? Dar oamenii nu vin pentru a posta, ci vin pentru niște amintiri, pentru amintiri anume. Sau așa ar trebui. Cu siguranță vin pentru niște amintiri anume, că de posta puteau să posteze și în alte situații. Da, Iulia, e de ajuns să faci o ședință din asta foto de sărbători o dată în viață sau vin oameni an de an cu... Noi avem deja an de an familii care vin, deja sunt în al treilea sau al patrulea an, care vin de sărbători să-și facă fotografii, fie de Crăciun și de celelalte sărbători, de Paște, de evenimente diverse, împliniri de vârste ale copiilor. Dar vin sau pot să aleagă opțiunea să mergeți voi la ei? Și acest aspect putem să mergem la ei acasă. Și s-a întâmplat, am avut situații de genul acesta, am mers acasă la solicitant și împreună am realizat fotografii profesionale. Dar cred că e mai de impact să mergi într-un loc unde deja totul e amenajat ca de bază, parcă ești într-o poveste, mai nu? Mai de impact pentru cei care ne vizitează. Păi da, da, așa mă gândesc. Adică mie mi-ar conveni să merg, să vin la voi unde am totul aranjat, pregătit. Da, să fie un alt cadru decât cel de acasă, care să semene cu, să emite puțin atmosfera de family și căldura de acasă, dar să fie altceva. Știi, nu seamănă o zi cu alta. Chiar dacă aparent cadrul e la fel, e unic. Niciodată X din fața ta nu va respira la fel ca cel de alaltăieri și nu va avea aceeași poziție față de restul. Cum asta. Nu seamănă o poză cu alta. Da, ca să continui ceea ce spune el, există într-adevăr această tendință, am observat foarte, foarte mult, de a copia pozele altora, adică nu de a copia și de a lua să spui postez poza altcuiva, ci să faci și tu fotografii cum ai văzut la X sau la Y. Nu o să iasă niciodată, pentru că tu ești individ unic, momentul e unic, lumina e unică, decorul pe care orice vrea tu. Hai să faci. Hai să spunem că decorul e același, dar este... Tu, raport cu universul, te miști mereu. Vibrezi altfel la fiecare 5 minute. Doamne, țin minte poza aceea superbă pe care i-ai făcut-o fetiței mele la un an. Vă aștept și pe voi, apropo. Da, sigur, venim. Deci, până sărbători, când mai aproape de Crăciun o să ajungem noi. În regulă. Da. Venim noi la voi. Nu e în regulă, repede. Da, Ioana, o să le dăm imediat toate fotografiile, chiar pot rula deja, iată decorul de care vorbeam. Fotografia aceea pe care ai făcut-o fetiței mele în mișcare, nu reușeam să o prindem cumva, că ea era ca un argintul viu, știi? Și ai prins-o atât de frumos cu cadoul la mână, alergând spre mine. Da, există momente și momente. E foarte drăguț să surprinzi, e destul de greu să fotografiezi copii care se mișcă. Copiii se mișcă tot timpul. Asta ei sunt plini de energie, sunt copii. Destul de grele ședințele de familie cu copii. Dar dacă se știe și se cunoaște momentul potrivit, ies fotografii
perfecte. De ce? Pentru că aceste ședințe de Crăciun sau de orice fel de sărbătoare sunt bine alese ca moment al zilei. Copilul trebuie să fie odihnit, trebuie să aibă o mâncare sănătoasă și cât mai ușoară, să nu fie, că atunci se agită, agitat, aleargă, vede foarte multe lucruri de, cu wow, care vrea să se joace. Da, acum aici sunt ședințe foto realizate de noi în studioul pe care îl avem și de la an la an încercăm să venim cu lucruri noi, cu aici este o ședință foto acasă făcută la familie, sunt nepoții mei. Foarte frumos. Cine avem 12 nepoței? Wow! Cred că ne-ar sta bine să fim în mijlocul. Să veniți cu ei. Să veniți, da, să facem praf studio. Da, să faceți o poză de familie, sunt 11 frați, nu? Da, am fost 11, suntem 9 acum. Dar cred că am arătat super fain așa tot. Cu siguranță, da. Cu nepoții, și, cu părinții, cu doamna. Nici în cap, cred că e mare studio. E suficient. Treaba stă în felul următor. Se pot face fotografii și acasă. Vă puteți face chiar și voi acasă fotografii sau, mă rog, clienții pot să-și facă o ședință foto cum își doresc în cadrul lor acasă. Dar trebuie să țină profesionist. De multe ori sar peste acest aspect și își spun, cred că aș putea să-mi fac și eu fotografie cu telefonul mobil, să-mi pun, eu știu, lângă un brăduț, dar trebuie să țină cont de anumite aspecte. Care sunt? În momentul ăsta, când lumina, sigur. Lumina, cu siguranță. Momentul în care ei trebuie să-și facă fotografii, dacă nu au o lumină corespunzătoare... Vaccinată. Trebuie să fie cumva ori în timpul zilei, da, să-și facă fotografii la lumină naturală, da. Dacă nu, trebuie să folosească o lumină artificială, dar de cele mai multe ori ies destul de întunecate. Decorul poate să iasă folosind, având luminițe, un brad, da, sau având ceva în decor, dar fețele ies destul de întunecate. Un fotograf profesionist schimbă ceva, pentru că există niște reguli. Trebuie să-ți iasă și decorul cu acele luminițe, adând magia Crăciunului. Asta spun, voi surprindeți, fotograful surprinde magia, surprinde niște momente pe care tu n-ai cum că ți le programezi dacă o să stau la poză și mai ales când ți le faci tu sau îți faci selfie-uri sau îți pozezi. Adică nu cred că ai cum să-ți faci ședință foto singur. Un selfie reușit, hai să zicem că mai sunt niște reguli, dar ședință foto nu cred. Și măcar o dată în viață eu zic că merită să ai o ședință foto așa făcută este de un profesionist, pentru că e altceva. Eu îmi fac, Doamne, am telefoanele pline de poze pe care le fac fetiței mele non-stop. La, cel puțin în primul an din viață eram cu telefonul după copil. Nu se compară. Adică după 1000 de poze pe care le-am făcut eu, ai făcut tu una de m-a dat gata, știi? Și mi-am văzut copilul altfel. Am văzut ceva, ce tu ai reușit să surprinzi la el, inclusiv luminițele alea din ochi, care nu se văd într-o poză făcută cu telefonul. Da, e foarte greu de răspuns la această întrebare, cum faci să surprinzi? E foarte, foarte greu, pentru că să lucrezi cu copilul trebuie magie. Și trebuie să îți scoți la lumină sau la suprafață copilul care există deja în tine și pe care l-ai undeva, l-ai ascuns în timp. Dar trebuie să îți găsești acea energie ca să-l scoți la iveală și să te potrivești în momentul ăla cu tot. Și ce se spune? Că dacă în Grecia antică ar fi existat arta fotografiei, fotografii ar fi fost considerați zei sau vrăjitori. Da. În ziua de astăzi, nu știu, cred că sunteți... Mai mult vrăjitori. Sunteți ceva frumos, nu? Mulțumim mult. Oamenii sunt frumoși. Din ce am văzut data trecută, ați venit cu un alt fel de aparat, să nu dăm brand, dar parcă avea un obiectiv mai lung, nu? Ce ai văzut? Cum l-ai făcut? Bravo, felicitări, așa este, da? Deci aveți achiziționat un nou aparat. Nu este un obiectiv nou. O lentilă nouă. Ah, ok. Hai să vedem diferența dintre ele. De ce? Că am văzut și la voi când schimbați obiectivele. Da, ce se întâmplă? Există obiective wide, obiective tele,
obiective fixe. Le, luați-vă de-astea acasă ca să vă faceți șemise pentru portret. Nu? De apropo de cum ai, spre ce vrei să înclin discuția, mulți mă întreabă ce aparat foto să-mi iau. Și eu le spun ce vrei să faci cu el. Vrei să faci bani profi? Nu vreau pentru mine, ia-ți telefonul mobil, că până îl înveți. Da, da. Păi cred că mai bune ți-e sala cu telefonul mobil decât să-ți are și cu un aparat profi dacă nu știi să-l folosești. Adică e... Eu fac poze cu telefonul mobil pe care le editez în programe de editare. Adică nu, nu în programele telefonului, pentru că sunt puțin limitate. Trebuie social media și nu se prinde lumea că-s cu telefonul. Da, pentru că în ziua de azi avem fel și fel de efecte de bokeh sau... Presupune să știi să editezi. Exact. Da, editarea e a doua magie a oricărui imagine. Și ca să revenim la ședințele foto, într-adevăr, editarea foto are și acolo... Face diferența. O mare diferență are, ce spune Ovidiu, face diferența. Are un rol important. Te poți folosi de blitz... Lucru pe care nu-l agrez, cel puțin eu în fotografia pe care o facem de sărbători de Crăciun, pentru că pe undeva se pierde farmecul acela, magia Crăciunului. Îți trebuie o lumină difuză, ceva care să te facă să te trimită cumva în povestea de Crăciun. Folosim, eu una folosesc lumină ambientală, bineînțeles cu ajutorul unor lămpi bine direcționate, ca să pot păstra acele luminițe din brăduț, luminițele pe care le adăugăm noi în decoruri. Acest lucru poate fi făcut și acasă, dar revenim. Fotografia înseamnă să ai lumină la fizionomie ca să se vadă expresia în fotografia respectivă pe care o faci. Dar se vadă și ceva și din decor, povestea. Despre starea pe care trebuie să o aibă fotograful sau clienții când vin să-și facă poze. Să zicem, eu fac programare, peste două săptămâni, la ora X, vin la ședință și n-am deloc niciun chef. Ies ședință, ies pozele frumoase sau, sau invers, nu știu, poate aveți voi o zi nu tot mai... Te rog. Trebuie să-ți placă oamenii, nu să fii îndrăgostit de ei. Să-ți placă oamenii. Și omul din fața ta te învață ce ai de făcut. El poate să n-aibă chef. Îl trezești. Pentru că îl înțelegi. Hai să zicem că eu sunt la o ședință foto și n-am chef deloc. Păi... Trezește-mă, hai! Hai, fă-mi și mie o poză, Ovidiu, Ștefan, Ovidiu. Păi n-ai chef. Păi... Fă-mi și mie o poză că ai venit aici și trebuie să facem o poză. Când vine Ștefanul Vidiu și nu faci și mie o poză, fă-mi și mie o poză, te rog eu să o, să o pun pe Facebook. Hai, te rog. Nu ai fost atentă, deja ți-am făcut o poză. Acum. Foarte mișto. Am aparatul în mână. Treaba este că în momentul în care programăm o ședință foto și discutăm cu clientul la telefon sau prin mesaje, discutăm înainte lucruri simple. Care nu se pupă venim... niciodată cu realitatea, da, așa? Noi propunem să vină îmbrăcat cât mai lejer. Dacă se dorește să vină cu copilul, trebuie să fie odihnit, trebuie să aibă o alimentație corespunzătoare, să nu îl deranjeze în momentul în care aleargă prin decor sau... strică pe acolo. Eu vă propun ceva, să da. Facem un Skype săptămâna viitoare cu o ședință foto de da. Acolo, să vedem și noi cum se întâmplă lucrurile. Iulia, Amanda, Ștefan, Ovidiu, mulțumim mult, mult, mult de cu tot. Cu drag, ne-a făcut mare plăcere. Știu ziua că... este scurtă. Știu că este scurtă păi, și noi avem multe aici de spus. Dar nu plecați, rămâneți fără ce problemă aici, de drag. Urmează Alina Ilioi, care e alături de tine de la ora 16:18, imediat după Fresh Access. Campania Femeia se ridică. Această campanie continuă, iar Alina Ilioi vine la noi să ne povestească ce invitați va avea în emisiune. Rămâneți alături de noi! Da,
femeia care se ridică. Halina Elioi, bine ai revenit. Urmează o ediție de excepție, ca în fiecare luni, cu o campanie frumoasă. Ce o să vedem astăzi în emisiune? Bună seara, bine v-am regăsit și pe voi. Iată, nu o să vă dau foarte multe detalii, pentru asta trebuie să ne urmăriți de la ora 18. Însă vă spun că avem o mămică și de această dată vine cu o poveste impresionantă, o poveste care va schimba vieți. Mai avem pe Bela Știr, care este din comunitate și susține această campanie. Și avem un psiholog. O să discutăm despre importanța scoaterii femeii din mediul abuziv și nu doar atât, cât de important este ca mai apoi aceasta să se refacă. Însă nu avem foarte mult timp, trebuie să ne ridicăm, adică femeia care se ridică. Așa că invit pe cei care vă urmăresc pe voi aici să rămână alături de noi, alături de tine și de la ora 18 să descopere o poveste care efectiv ne va zgudui. Spune-mi, cum reușește o femeie să se ridice? Unde își găsește resursele de cele mai multe ori? Ce ai observat tu comun la ele? Din toate poveștile pe care le-am ascultat, din copii. De cele mai multe ori, în 90 și ceva la sută din cazuri, o femeie se ridică nu pentru ea, ci în primul rând pentru al ei copil sau pentru copiii ei. Femeia de data trecută avea 5 copii și s-a ridicat pentru ei. A zis nu pentru ea. Ea s-a obișnuit în acel mediu, dar s-a gândit la viitorul copiilor. Ce recomanzi femeilor care fac pasul ăsta? Un psiholog, terapie pentru copii, ar trebui să existe un terapeut, să meargă la terapie, să... Care e următorul pas, odată ce ai decis că trebuie să pleci dintr-un mediu toxic? Să ceri ajutorul, în primul rând, să știi că nu poți de una singură. Și tu ai nevoie de psiholog, și copilul are nevoie de psiholog. Și dacă poate să ceară ajutorul fie la un centru ca acesta, asociația Touch Romania, unde vor beneficia și de ajutor gratuit pe partea de psihologie, atât pentru mamă cât și pentru copil. Iar mai apoi să reziste tentației de a se reîntoarce, pentru că o femeie de obicei se reîntoarce, v-am zis și data trecută, de 5-6 ori în mediul abuziv, pentru că nu știe ce să facă mai departe. Dar dacă cere ajutor și așa face în jurul ei o fortăreață, cumva o echipă, și nu e singură, femeia are cele mai mari șanse să nu se reîntoarcă în mediul abuziv și să reușească de una singură, să-și crească a ei copii și să fie sănătoși cu toți împreună. Câte femei au fost ajutate de-a lungul timpului prin această asociație, dacă ai idee așa? De când este asociația înființată? Avem undeva la 10 ani, o cifră anume nu știu să-ți spun, știu doar că în general în jur de 8 femei, 9 se află în casa respectivă, stau timp de un an, femei care vin până însuțite se redresează... de ale lor copii. Până se redresează, până au ajutor psihologic și mai apoi merg într-o casă de tranziție, unde și acolo vor fi ajutate pentru a se reintegra în societate. Alina, de asta mă uitam, m-ați văzut, da? Alina schimbă acum platoul. O să vă aștept acolo la alături de tine. Te urmărim cu drag. Asta. Da, arăți senzațional. Mulțumesc, la mulți ani, am uitat să le spun băieților, la mulți ani. Mulțumim mult și mulțumim și pentru cadou pe care ne l-ai făcut. Mulțumim, o să te urmărim de la ora 18 în câteva minute. Mult succes. Noi vă mulțumim că ați fost astăzi cu noi. Vă invităm să fiți alături de tine cu Alina Ilioi Mureșan de la ora 18. Și ne revedem mâine de la ora 16. Vă dorim o seară frumoasă, vă pupăm, rămâneți cu Așa. Numai bine.